că este o conferință extrem de importantă, în primul rând pentru noastră, pentru faptul că prin prezența doamnei Cristina Hania, expert Europe, Cristina Dumitru, expert Punct Național de Contact, expert Alexandru Bricov, Punct Național de Contact, și domnișoara Andreea Roca Leroy, expert Birou Reprezentare Bruxelles, doamna Cristina Bodron, este? O să ajungă. O să ajungă, da, șef Birou Regional de Informare a Drenului Nord-Est. În primul rând, prin această conferință și prin prezența dânsului, pentru care le mulțumesc pentru disponibilitate, venim în întâmpinarea atât a primăriilor, a OAT-urilor și, bineînțeles, și a IMM-urilor, a oamenilor de afaceri, pentru a prezenta linii de finanțare directe către Comisia Europeană. De asemenea, coincide fericit și cu faptul că de mâine, oficial, se va declanșa programul operațional regional pentru următorul exercițiu financiar. Ca atare, cred că este de interes pentru noi și pentru dumneavoastră și pentru mine, ca și Consiliul Județean, de a pleca cu dreptul în următorul exercițiu financiar, care, în mod evident, își dorește, într-un final, să realizăm cât mai multe investiții prin fondurile europene la nivelul județului. Poate că ora a fost cam dimineață stabilită și cred că o parte dintre colegii noștri o să mai ajungă în timp. După amiază o să mai avem, vă fac o prezentare așa pe larg, după amiază o să avem și o întâlnire cu oameni de afaceri și cu universitățile din regiunea Nord-Est, tot pe aceeași temă, dar structurat, o parte pentru AT-uri, pentru administrațiile locale și o parte pentru IMM-uri, pentru oamenii de afaceri. Eu am primele principalele teme de dezbatere. Aici o să dau cuvântul colegilor noștri și va însemna în felul următor rolul oficiilor delegători naționale din Bruxelles, prezentarea programului Cadrul Orizont Europa, prezentarea oportunităților de finanțare din programul Cadrul Orizont Europa, misiuni, parteneriate, apelurile Consiliului European pentru inovare. Și ca să nu pierdem foarte mult timp, nu aș vrea să mai mă lungesc mult în cuvântul de deschidere, am să dau cuvântul colegilor noștri. Vă rog, domnul Silviu. Mulțumesc mult, domnule președinte. Mulțumesc mult invitațiilor de astăzi, că au avut disponibilitatea să participe la această conferință. După cum a anunțat și domnul președinte, rolul conferinței este de a aduce în fața dumneavoastră diferite oportunități de finanțare pe diferite tematici care vă interesează dumneavoastră, care vă interesează pe dumneavoastră. Ca și noutate, până acum noi nu am avut o conferință în care să prezentăm oportunități de finanțare direct de la Comisia Europeană. Cu această ocazie, oaspeții noștri de astăzi, precum și invitații din partea ADR-ului, atât de la oficiul din Bruxelles, cât și doamna Bodrun, care va veni din partea ADR-ului, vă vor prezenta surse de finanțare alternative, care noi considerăm că vi se potrivesc dumneavoastră și pe care le veți putea, aplica. De asemenea, oricând doriți după prezentare, după fiecare prezentare, puteți să aveți intervenții, întrebări pentru a fi o conferință cât mai interactivă. Mulțumesc mult și o să-i dau cuvântul prima dată doamnei Cristina Hania. Iar apoi va urma doamna Corina Dumitru și doamna Alexandru Bărcov. Mulțumesc! Bună dimineața! Mulțumesc foarte frumos pentru invitație. Doresc să mulțumesc foarte mult domnului președinte al Consiliului Județean Bacău pentru invitație. Doresc să mulțumesc colegilor, reprezentanților Consiliului Județean pentru că ne-am întâlnit și pentru că organizăm acest eveniment, pentru că dorim să vă oferim informații referitoare la
așa cum a spus și domnul președinte, finanțarea directă la Uniunea Europeană, în sensul că nu facem asociere între fondurile structurale și programul Orizont Europa. Programul Orizont Europa este cu totul diferit față de fondurile structurale. Da. Ok, funcționează. Astăzi o să încep prezentarea nu cu programul Orizont Europa, cum ar fi trebuit, în mod normal, ci cu Oficiul Român pentru Știință și Tehnologie de la Bruxelles, oficiul în care ne-am și cunoscut cu reprezentanții Consiliului Județean și pentru care mă bucur foarte mult că am putut să ne întâlnim. Cine este oficiul? Oficiul Român pentru Știință și Tehnologie este biroul Ministerului Educației, Cercetării, Inovării și Digitalizării. Suntem înființați încă din 2006 și astăzi vă voi prezenta rolul și sprijinul ROST în susținerea comunității științifice din România și serviciile pe care biroul nostru le poate oferi. Avem un rol la Bruxelles, trebuie să punem această întrebare. Aici avem câteva fotografii cu foarte puține din evenimentele pe care noi le avem în cadrul biroului. În prima poză avem studenții de la Academia de Studii Economice găziți de ROS, care de fapt au venit în vizită la una din agențiile de finanțare ale Uniunii Europene, care pe vremea aceea se numea REA. În cea de-a doua poză ne vedeți pe noi, reprezentanți Oficiului Român pentru Știință și Tehnologie în Parlamentul European. Apoi aveți echipa ROS și o stagiară. Doresc să vă menționez faptul că putem primi stagiari cu burse Erasmus. Chiar în prezent avem o stagiară care este studentă și avem cu o bursă Erasmus de mobilitate pentru 3 luni, doar ca să vadă ce se întâmplă la nivel european și cum se derulează activitățile, cum se desfășoară ședințele, cum pot discuta cu reprezentanții Uniunii Europene. În cealaltă poză de jos, în partea dreaptă, avem o întâlnire cu un grup de lucru. În cadrul biroului au fost scrise foarte multe proiecte de succes, adică companii, instituții naționale din România vin la birou să împlinească cu consorțiile în care sunt sau cu consorțiile în care doresc să intre și scriu propunerile de proiecte în cadrul biroului nostru. În ultima poză avem niște tineri cercetători care erau în stagiu la Luban și au vrut să vină la birou să ne cunoască, să știe mai mult despre activitatea noastră. Întâlnirile pe care le puteți desfășura în cadrul oficiului nostru sunt gratuite, nu solicităm niciun fel de bani, adică vă punem la dispoziția dumneavoastră toată infrastructura pe care o avem. Putem lăsa și cheile să plecăm, dacă doriți să nu vă purtăm, vă lăsăm să vă desfășoați evenimentul fără ca noi să fim acolo. Unde ne găsiți? Vreau să menționez că culoarea clădirii nu mai este albastră, pentru că recent s-a renovat, este neagră. Era mai frumoasă albastră. De ce? Pentru că era singura clădire albastră de pe strada Rue Montoaie 23. Deocamdată, și din păcate, la nivelul oficiului, o să vedem puțin mai târziu HG-ul de înființare, avem în cadrul HG-ului prevăzute 10 posturi. 4 posturi sunt dedicate angajaților ministerului, iar 6 posturi sunt oferite pentru cei care doresc să-și trimite reprezentanți la Bruxelles. Își pot desfășura activitatea în cadrul biroului, însă va trebui să le asigure un salariu și cheltuielile administrative pe perioada ședinii la Bruxelles. Aveți datele noastre de contact. Deocamdată suntem doar 2 persoane, doamna Iulia Mihail și mine. Doamna Iulia Mihail va intra în direct în partea a doua zile, să o cunoaștem și pe doamna Mihail. Aici, când ne-am înființat, de fapt, o să vedeți HG-ul că este puțin mai devreme emis, însă întâlnirea oficială de deschidere a biroului s-a desfășurat în data de 21 martie 2006. Aici avem 2 poze de la inaugurare, avem pe domnul comisar al Uniunii Europene de la acea dată, domnul Ianis Podoșnic, împreună cu domnul Anton, care era la vremea respectivă președintele Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică, autoritate care aparținea pe vremea respectivă de Ministerul Educației, și pe domnul ministru al Educației, dar tot de la acea vreme, Mihai Hărădeu, împreună semnând acordul de colaborare cu, să zicem, Uniunea Europeană.
Biroul nostru nu este singurul birou de acest gen. Toate statele membre au un astfel de birou. Unele dintre ele chiar se ocupă și de activitatea de educație. Noi nu avem cum pentru că suntem doar două persoane și nu am avea timp să ne ocupăm și de partea de educație. Cadrul legal de înființarea oficiului, după cum am spus, vedeți că este, inaugurarea a fost în 2006, hotărârea de guvern a fost dată în 2005, iar misiunea oficiului nostru este de a promova participarea eficientă a cercetătorilor români, inclusiv a tinerilor cercetători, precum și a universităților, institutelor de cercetare, întreprinderilor mici și mijlocii, serviciilor și organizațiilor neguvernamentale la programele de cercetare ale Uniunii Europene. Ce mai trebuie să facă rostul? Să prezinte eficient politica de cercetare, dezvoltare și inovare și potențialul științific și tehnologic românesc, instituțiilor cu care intră în contact la nivel european. Așa cum am spus, un astfel de birou există, toate statele membre au un astfel de birou. Astfel că lunar noi avem întâlniri, chiar luna, singura lună care avem întâlniri pe august. În schimb, în toate celelalte luni avem întâlnirea oficiilor de legătură, unde facem schimb de informații, prezentăm politica de cercetare, dacă s-a modificat ceva. Și așa, fiecare stat membru ne ține mult ca altul la ceea ce se întâmplă atât la nivel european, dar și în țara noastră. Ce mai trebuie să facă rostul? Să sprijine, să promoveze colaborarea dintre firmele industriale și de servicii, universități și institute de cercetare pentru participarea în comun la consorții europene pentru proiecte de cercetare. Așa cum am spus, oferim birou gratuit acelor la care doresc să fie propuneri de proiecte sau să chiar să aibă întâlnirea consorților în cadrul proiectului. De obicei, prima întâlnire a unui consorțiu se desfășoară la Bruxelles. De ce? Pentru că participă chiar Ofisul de Proiecte al Uniunii Europene la acea întâlnire și atunci Comisia dorește ca întâlnirea să fie desfășurată la Bruxelles. Ce mai trebuie să facă rost? Să stimuleze formarea de grupuri de interes la nivel european prin focalizarea competențelor existente la nivel național în domenii prioritare în cercetarea europeană pentru creșterea șanselor de participare la proiectele, programele europene. Care sunt obiectivele biroului nostru? Creșterea participării românii la programe europene cu accent pe programele de cercetare evident, creșterea vizibilității sistemului de cercetare inovare din România, ceea ce facem destul de des, creșterea gradului de recuperare a conștiinței României la bugetul programelor de cercetare și inovare, formarea de personal pentru afaceri europene în cercetare. Rezultatele așteptate pe termen lung sunt atingerea unui nivel de participare a comunității științifice românești la programele cadru de cercetare comparat cu media europeană, ceea ce am făcut chiar s-a întâmplat. Creșterea graduală a integrării comunității științifice românești la programele cadru de cercetare, ce iarăși lucru care chiar s-a întâmplat. Ce activități desfășurăm în cadrul biroului nostru? Promovăm Institutul de Cercetare și Dezvoltare, Sistemul de Cercetare și Dezvoltare din România, căutăm și facilităm legături cu parteneri europeni, diseminăm și promovarea și facem promovare specifică, avem două grupuri pe care trebuie să le în rețele sociale pe care să le vedeți un pic mai târziu, facilităm legături cu instituții europene, cu organisme similare, cu instituții și organizații naționale și punem în aplicare recomandările privind buna practică europeană în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării la nivel național. Avem și protocoale de colaborare. Care sunt acestea și care sunt instituțiile? Avem un protocol de colaborare cu Agenția Națională de Dezvoltare Regională Centru Alba Iulia. Avem protocol de colaborare cu INCD, Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare, ICPCA București. De la ei am primit și o persoană care a stat în cadrul biroului vreo 4 ani. Mai avem protocol cu Consiliul Național al IMM-urilor din România. Avem protocol de colaborare cu Institutul Național pentru Fizică și Inginerie Nucleară Horia Rubiului București. Multe din întâlnirile proiectului ILAI s-au desfășurat în cadrul biroului nostru. Alt protocol de colaborare este cu Agenția Spațială Română, cu Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași, cu Universitatea Gheorghe Asachi Tehnică din Iași, pe perioada președinției României Consiliu am avut doi profesori cercetători detașați timp de mai mult de 6 luni, care ne-au fost foarte mare ajutor.
Avem protocol de colaborare cu Tehnopol Galați, cu 4.000 București, cu Centrul Român pentru Energie București, Centrul Român pentru Energie București și-a desfășurat activitatea în cadrul biroului nostru timp de 2 ani, iar acum sunt, și-au găsit propriul spațiu și acum sunt o entitate care participă cu foarte mult succes la programul cadru. Avem protocol de colaborare cu Academia de Științe din Republica Moldova Chișinău. Prin acest protocol de colaborare le-am oferit și, și birou, și Republica Moldova are un birou similar. El își desfășoară activitatea în cadrul biroului nostru, suntem colegi. Și ultimul protocol de colaborare a fost semnat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Ce alte oficii mai găsiți? Românești vorbesc. Avem ATR Nord-Est și avem reprezentanță în sală. Avem Uniunea Consiliilor Județene din România, avem Asociația Municipiilor din România și Centrul Român al Energiei, acelea entitate care participă cu succes la programele care. Ne găsiți și online, avem suntem prezenți pe două rețele de socializare, ne găsiți pe Facebook, grupul de lucru Orizont Europa, NCP International Contact Point, și ne găsiți și pe LinkedIn. Suntem, aceleași informații le postăm pe ambele rețele. De ce? Pentru că unele persoane nu au cont de Facebook și atunci preferă să utilizeze LinkedIn și atunci punem aceleași, ce informații punem. În primul rând promovăm programul cadru, apelurile deschise, postăm chiar și expresii de interes transmite fie din România, fie din alte state, unde dumneavoastră puteți contacta direct persoanele de contact. Putem discuta, putem purta discuții. Grupurile sunt dedicate doar programului Orizont Europa. Pentru această prezentare, doresc să vă mulțumesc pentru atenție și sper ca pe mulți dintre dumneavoastră să vă întâlnesc și în persoană chiar în acest an la București sau ceea ce s-a și întâmplat la Bacău sau la biroul nostru de legătură de la Bruxelles, ceea ce s-a și întâmplat cu reprezentanții Consiliului Județean, la Rost, unde un loc de inspirație, împărtășire de cunoștințe și experiență și muncă multă. Sunteți bine veniți foarte mult. Mulțumim frumos! Mulțumim frumos pentru prezentare, pentru disponibilitate. A fost o prezentare măcar să vedem în ce context ne aflăm și care este rolul reprezentanților la Bruxelles și faptul că putem să facem legătura directă cu Comisia Europeană, de fapt cu axele de finanțare, de fapt asta ne interesează pe toți, să putem accesa direct. Am să mai fac un mic anunț și nu știu dacă a trecut observat, neobservat, să știți că ADR Nord-Est devine unitatea de management în implementarea proiectelor europene, mai ales pe port, mă refer. Și ceea ce nu e de aici de acolo, mai ales că nu o să mai facem drumul ăla interminabil la București pentru a obține toate avizele de la AME-urile de la Ministerie. În continuare, doamna Corina Dumitru, nu? Sau tot dumneavoastră? Da, dacă tot v-ați obișnuit, vă rog frumos, haideți să dezghețăm atmosfera de a lăsa primăria fără căldură. Gata? Pot începe? Ok. O să prezint programul Orizont Europa, dar nu să aprofundez pentru că sunt foarte multe informații și n-aș vrea să aș vrea să vă prezint așa o prezentare despre programul cadru, cum a fost el aprobat, cum s-au derulat negocierile, pentru că se negociază când se fie un astfel de program. Programul se derulează pe perioada 2021-2027. Aspecte legale și financiare vom prezenta în partea a doua. Ce este programul Orizont Europa? La acest program Orizont Europa trebuie să știm, în primul rând, că aplicăm direct la Uniunea Europeană. Nu avem intermediari. Există o platformă pusă la dispoziție de Uniunea Europeană, unde dumneavoastră aplicați direct la programul Uniunii. Acolo, ca să puteți participa, trebuie să înregistrați instituția ca entitate juridică, dar ca să puteți participa și în calitate de depunător, va trebui să creați un form personal. Atenție, când doriți să înregistrați instituția în portal, portalul să fie prezentat la sfârșit. Verificați dacă nu cumva este deja înregistrată, pentru că dacă este deja înregistrată, când intrați într-un proiect, când instituția este înregistrată, primește un PIC. Când intrați într-un proiect european, dumneavoastră comunicați coordonatorului PIC-ul respectiv, iar sistemul vă găsește imediat acolo și vă adaugă ca partener. Întâi verificăm și după aceea creăm.
Dacă nu aveți cont personal, puteți să vă creați, puteți să participați la programul Orizont Europa, inclusiv în calitate de experți, evaluatori sau observatori, sau depinde ce e nevoie are Comisia Europeană, să vă arăt la final unde vă puteți înregistra. Care a fost viziunea Organizației Națiunilor Unite privind acțiunile colective și acest program Orizont Europa, un viitor durabil, echitabil și prosper pentru oameni și planetă, bazat pe valori europene? Combaterea schimbărilor climatice, obiectiv bugetar de 35%, o contribuție la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă și stimularea competitivității și creșterii în Uniunea Europeană. Deși beneficiază de cercetare la nivel mondial și de industrie puternice, Uniunea Europeană este pe ultimul loc, față de cealaltă stată puternică. Cunoștințele și competențele noastre reprezintă principalele noastre resurse, mai decât și competențele și cunoștințele europene. 6% din populația lumii trăiește în Europa. 17% din cercetarea de dezvoltare la nivel mondial se desfășoară la nivel european. 25% din totalul publicațiilor științifice de înaltă calitate sunt publicate în Europa. Europa putea face mult mai mult pentru a transforma poziția de lider în domeniul științei într-o poziție de lider în domeniul inovării și antreprenoriatului. Suntem buni, dar uneori nu știm să ne zidem. Să ne aducem aminte un pic de recomandările de la Sibiu din cadrul Consiliului Format pe Competitivitate desfășurat Sibiu în 2019, unde au participat șefii statelor Uniunii Europene, Consiliului Guvernelor. Ce am propus atunci? Concentrarea cercetării și inovării pe tranziții ecologice, sociale și economice și alte provocări societare aferente. Valorificarea punctelor tale în materie de științe ale Europei pentru a dobândi o poziție de lider în domeniul inovării revoluționare și disruptive. Stabilirea unor obiective ambițioase privind problemele care ne afectează zilnic, precum dezvoltarea competențelor, lupta împotriva cancerului, emisiile nocive și starea oceanelor, inclusiv problema materialelor plastice. O să vă prezinte colegii mei aspecte privind aceste obiective ambițioase. Concentrarea pe proiecte de cercetare și inovare de vârf, de la cercetare și inovare până la implementare. Ce am pregătit pentru Orizont Europa? Ce a fost inclus? Ce s-a propus prin Orizont Europa, programul care se derulează în perioada 2021-2027? Consolidarea bazelor științifice și tehnologice ale Uniunii Europene și a spațiului european de cercetare, stimularea capacității de inovare a competitivității și a creării de locuri de muncă în Europa, abordarea priorităților cetățenilor și sprijinirea modelului și valorilor noastre socioeconomice. Așa cum am spus, programul este instituit pe durata cadrului financiar multianual 2021-2027, cu un buget, cu cel mai mare buget de până acum, 95,5 miliarde euro. Cum arată programul Orizont Europa? E format din trei piloni. Avem excelență științifică, pilonul 1, în care găsim Consiliul European pentru cercetare, acțiunile Marie-Strodovska-Curie și infrastructurile de cercetare. În pilonul 2, pilonul 2 este format din clastere, avem 6 clastere, avem sănătate, cultură, creativitate și societate favorabilă incluziunii, avem securitate civilă pentru societate, avem dezvoltare digitală, industrie și spațiu, avem climă, energie și mobilitate, alimente, bioeconomie, resurse naturale, agricultură și mediu. Tot în acest pilon o să găsim Centrul Comun de Cercetare, GRC, Joint Research Center. Este centrul, sunt 5 astfel de centre la nivel european, localizate în mai multe state europene, iar acest Joint Research Center este cercetarea in-house a Uniunii Europene. Apoi avem pilonul 3, intitulat O Europa Inovatoare, unde găsim 3 scheme de finanțare, Consiliul European pentru Inovare, Ecosistemele Europene de Inovare și Institutul European de Inovare și Tehnologie. Tot acest pilon este bazat pe parte de business, o să vedeți mai târziu. Pentru că cei trei piloni avem o altă schemă de finanțare care se numește extinderea participării și consolidarea spațiului european de cercetare, avem o schemă de finanțare dedicată statelor care au intrat mai târziu în Uniunea Europeană și cunosc o dezvoltare mai lentă față de celelalte state, și avem schema de finanțare, extinderea participării și răspândirea excelenței, în engleză se numește schema widening, țările care au intrat mai târziu se numeau EU13, dar am
am hotărât să nu, să nu mai împărțim Uniunea Europeană de 15 EU 13 și am hotărât să spunem țărilor care se numeau EU 13, țările Wyoming. Și mai avem o schemă de finanțare care se numește Reformarea și Consolidarea Sistemului European de Cercetare și Inovare. Toate aceste, prin toate aceste scheme găsiți apeluri de proiecte, unde puteți dumneavoastră depune propuneri de proiecte, dacă le concadrați în domeniu și cerințele apelului. Propunerea Comisiei pentru bugetul a fost de este de 95,5 miliarde de euro și este împărțită cu împlin pentru pilonul excelență științifică. Avem 25 de miliarde alocați, un procent de 26% din totalul bugetului. Pentru pilonul provocări globale și competitivitate industrială europeană avem, nu știu care e, da, 53,50 miliarde de euro, ceea ce reprezintă mai mult de jumătate din bugetul alocat programului cadrul Orizont Europa. Avem o Europa inovatoare, unde avem 13,6 milioane de euro alocat, un procent de 14%, și avem finanțarea pentru țările Widening, extinderea participării, unde avem un buget alocat de 3,4 miliarde, ceea ce reprezintă 4% din bugetul programului cadrul. Ce vreau să menționez aici că statele Wyoming nu participă doar la acest pilon. Statele Wyoming pot participa la absolut toate schemele de finanțare din programul CAP. Însă acelea este dedicată pentru aceia care vor să crească un pic mai repede și mai mult. Ce am învățat din programele cadru anterioare? Ce nevoie avem și care sunt noutățile cheie implementate prin noul program? Lecțiile învățate au fost din evaluarea intermediară a programului anterior, care s-a numit Orizont 2020. Este nevoie de sprijinirea inovării revoluționare și pentru asta ne-am gândit să înființăm Consiliul European pentru Inovare. Este nevoie de o sporire a impactului pentru abordare bazată pe misiuni și prin implicarea cetățenilor. Au fost înființate misiunile de cercetare și inovare. Trebuie consolidată cooperarea internațională. Există acum posibilități extinse de asociere cu țările din afara Uniunii Europene. Trebuie să consolidăm deschiderea, să fim deschiși. Există o politică a științei deschisă. Trebuie să raționalizăm cadrul de finanțare. A fost creată noua abordare a parteneriatelor. O să vorbesc mai târziu puțin. O să am trei slide-uri referitoare la parteneriate, să vă arăt despre ce e vorba cu aceste parteneriate. În programul Orizont 2020 erau foarte multe parteneriate și erau foarte greu de gestionat, de urmărit, de, și așa mai departe. Și atunci s-a creat o nouă politică a parteneriatelor, o să vedem că există 49 de parteneriate în total. Încurajarea participării. Acel pilon de care v-am vorbit, Widening, este răspândirea excelenței și, prin urmare, s-a deschis un nou pilon pentru răspândirea excelenței. Cooperarea internațională, un aspect foarte important. Are o abordare colectivă a provocărilor societății globale, accesul la cele mai bune talente, la cea mai bună expertiză și la cele mai bune resurse din lume și creșterea ofertei de a cere de soluții inovatoare. Ce înseamnă posibilități extinse de asociere? Țările terțe cu bune capacități în domeniul științei și al tehnologiei și al inovării pot participa la programul CAD. Se va lua în considerare obiectivul de stimulare a creșterii economice în Europa prin inovare. Deschiderea programului CAD este generală către participarea internațională. Nu există aproape deloc restricții de participare la programul Orizont Europa. Sunt câteva. Nu le menționez pentru că le știm cu tot. Și avem niște acțiuni specifice intensificate, inițiative emblematice, unde găsim cereri de propuneri comune și așa mai departe. Când zic cereri de propuneri, înseamnă apeluri deschise, unde dumneavoastră puteți depune propuneri de proiecte. Știința deschisă la nivelul întregului program. O mai bună diseminare și exploatarea rezultatelor de cercetări și sprijin pentru implicarea activă a societății. Avem acum acces liber la publicații și este obligatoriu în momentul când intrați scrieți o propunere de proiect și ea devine eligibilă la finanțare, va trebui să
festivalul căsut acolo, prin care spuneți că da, sunt de acord să public ceea ce voi voi avea în proiectul meu european. Beneficiarii trebuie să asigure că ei înșiși sau autorii dețin suficiente drepturi de proprietate intelectuală pentru a respecta cerințele privind accesul liber. Vis-a-vis de această chestiune cu proprietatea intelectuală și accesul liber, o să vorbesc despre acest subiect în partea a doua acestei zile, pentru că aceste aspecte le vom regăsi la partea legală și financiară. Asigurarea accesului liber la datele de cercetare, concordanță cu principiul cât de mai deschis cu putință, dar atât de închis cât este necesar. De ce atât de închis cât este necesar? Pentru că avem și cercetare cu partea de securitate și acolo avem câteva restricții. Proiectele trebuie să aibă un plan obligatoriu de gestionarea datelor pentru datele fere, adică ușor de găsit, accesibile, interoperabile și reutilizabile și date de cercetare deschisă. Se oferă sprijin pentru competențele cercetătorilor în domeniul științei deschise și pentru sistemele de recompensare pentru știința deschisă și utilizarea calculului european pentru știința deschisă. Comisia Europeană a pus acum la dispoziție o platformă gratuită unde toți beneficiarii de proiecte Orizont Europa vor trebui să facă, să-și publice lucrările și să datele să fie acolo deschise, ca oricine poate dori să afle o informație despre proiectul respectiv, despre cercetarea care a făcut proiectul respectiv, să o poate face pe platforma respectivă. O să câteva cuvinte pentru fiecare pilon în parte. Pilonul 1, excelență științifică, este dedicat consolidării și extinderii excelenței baze științifice a Uniunii Europene. Avem trei scheme de finanțare, avem Consiliul European pentru Cercetare, este o cercetare de frontieră realizată de cei mai buni cercetători împreună cu echipele lor. Cercetătorii care au participat la această schemă de finanțare sunt două premii Nobel care s-au luat de către acei cercetători care au participat la această schemă de finanțare. Nu există un domeniu impus. Cineva are o idee strălucită care n-a mai fost întâlnită până în prezent, ne ducem acolo și depunem propunerea de proiect. Propunerea se evaluează de circa 12-13 evaluatori, dar nu primește finanțare până nu ajunge la prova în interviu, unde cercetătorul va trebui să demonstreze nu ceea ce a scris în propunerea de proiect, ci faptul că este cel mai bun și singura persoană care poate realiza activitățile pe care el și le-a pus în propunere. Acțiunile Marie-Clodovska-Curie sunt dedicate dotării cercetătorilor cu cunoștințe și competențe noi prin intermediul mobilității și al formării. Avem o altă schemă de finanțare în cadrul acestui pilon, infrastructurile de cercetare, infrastructurile de cercetare de nivel mondial integrate și interconectate. Mai departe, pilonul 2 este format din clastere. Pilonul 2 se numește Provocări globale și competitivitate industrială european și este dedicat simulării tehnologiilor esențiale și a soluțiilor care susțin politicile Uniunii Europene și obiectivele de dezvoltare durabilă. Avem 6 clastere, le-am spus anterior, nu le mai repet. Pentru fiecare clastere veți găsi apeluri deschise pe domeniul respectiv. Dacă avem timp în pauză, vă pot arăta inclusiv platforma Funding and Tender, unde găsiți propunerile de proiecte, unde se depun, unde vă registrați instituția. Ar trebui un eveniment dedicat doar acestei activități, dacă ar fi să povestim astfel și n-am avea timp. Pilonul 3, pilonul care se numește o Europa inovatoare și stimulează inovațiile revoluționare, creatoare de piețe și a ecosistemelor favorabile inovării. Avem 3 scheme de inovare care vor fi prezentate de colegul nostru. Avem schema Consiliului European pentru Inovare, care oferă sprijin pentru inovațiile cu potențial revoluționar și creator de piețe. Avem ecosistemele europene de inovare, unde conectăm actorii regionali și naționali din domeniul inovării, aici ce s-ar putea să vă intereseze foarte mult. Avem Institutul European de Inovare și Tehnologie, unde reunim principalii actori din cercetare, educație și mediul de afaceri în jurul obiectivului comun de stimulare a inovării. Extinderea participării, partea aceea de widening, optimizarea punctelor forte și potențialul pentru o Europa mai inovatoare. Avem extinderea participării, unde putem forma echipă comună de cercetare. Avem proiecte care se numesc Teaming, Twinning, Era CERS,
acțiunii REPOS, sprijinirea INSIPIV-ului, circulația creierilor și inițiative pentru excelență și accesul la proiectele care deja sunt desfășurate, schema se numește HOPON. Sprijinirea INSIPIV-urilor, adică sprijinirea rețelei punctelor naționale de contact, Comisia Europeană oferă rețelelor punctelor naționale de contact proiecte finanțate de Uniune, finanțarea este de 100%, pentru a veni în sprijinul INSIPIV-urilor care, la rândul lor, trebuie să vină în sprijinul dumneavoastră. Gratuit. O altă schemă din extinderea participării avem reformarea și consolidarea sistemului european de cercetare, unde avem dorești fizice și activități prospective, avem știința deschisă, mecanism de sprijin al politicilor, cariere atractive în cercetare, inițiative științifice cetățenești de cercetare și inovare responsabile și avem egalitate de gen. Nu știu dacă aveți proiecte europene, dar începând cu anul 2020, orice participant la programul cazul Orizont Europa are obligativitatea de a avea un plan de egalitate de gen publicat pe site-ul instituției respective într-un mod foarte deschis, dacă s-ar putea pe prima pagină a instituției. Comisia Europeană pune la dispoziția celor care participă un ghid prin care le arată cum se face acel plan de egalitate de gen, ce puncte trebuie atinse și câte puncte trebuie să fie. Unitatea Executivă pentru Învățământ UESIS CDI a fost prima instituție din România care a publicat un astfel de plan de gen. Dacă cineva dorește să-l consulte, poate intra pe site-ul UESIS CDI, îl poate descărca de acolo și poate crea un plan de gen similar. Mai avem programul EURATOM, unde obiectivul programului EURATOM sunt activitățile de cercetare și formare pentru reducerea riscurilor la adresa siguranței și securității nucleare, dezvoltarea unor tehnologii nucleare și sigure și a unei radioprotecții optime. Avem noutăți fie vis-a-vis de programul EURATOM, avem un acces sporit pe aplicațiile neenergetice ale radiațiilor în sectorul medical, industrial, spațial, deschiderea unor noi oportunități de mobilitate pentru cercetătorii din sectorul nuclear prin includerea în acțiune din pilonul 1 Marie Sklodowska Curie. Avem o simplificare prin faptul că se reduce numărul de obiective specifice de la 14, în prezent la 4 acoperind atât acțiunile directe implementate de Joint Research Center, cât și de acțiunile indirecte. Bugetul alocat pentru această schemă de finanțare este de 1,38 miliarde de euro pentru perioada 2021-2025-2027. Reguli simple și adecvate și scopul de urmărit, alinierea suplimentară, adică vorbim de programul Orizont Europa în general, ce este nou față de programul Orizont 2020, avem o aliniere suplimentară la regulamentul financiar numărul 2046, aprobat în 2018, avem o creștere a utilizării formelor simplificate de granturi atunci când este cazul, pe baza experienței proiectelor pilot din Orizont 2020 cu finanțarea cu sumă forfetară, limba empresei este LAMSA, Comisia Europeană dorește să utilizeze această schemă de finanțare LAMSA pe viitor program cadru pentru toate proiectele europene. Ce înseamnă LAMSA? Înseamnă că în faza de propunere de proiect scrie completat și un buget foarte detaliat, care este evaluat, după evaluare proiectul intră la finanțare, iar când sunt perioadele de raportare, raportarea financiară este inexistentă. Pe Comisia Europeană nu mai interesează ce astăzi cu banii, ci ce dacă rezultatele pe care le-ați prevăzut în proiect sunt realizate. Dacă nu, va trebui să dăm banii înapoi. Acceptarea mai largă a practicilor obișnuite de contabilitate analitică. La un moment dat, România a avut o problemă cu salarizarea, pentru că în proiectele de acest gen, salarizarea se făcea conform salarizării de bază, ceea ce nu era ok, pentru că știm cu toții că salariul de bază este foarte mic. Și am încercat să introducem o modificare, ceea ce am și reușit, să utilizăm un anumit HG pe care se prezint în partea a doua, privind salarizarea cu plan național, unde ratele de finanțare pornesc de la 15 euro pe oră și ajung până la 50 de euro pe oră. Ce s-a întâmplat nou în programul Orizont? Au fost consolidate valabilitățile transversale a auditurilor în avantajul beneficiarilor care participă la mai multe programe ale Uniunii, în sensul că tot în partea două o să povestesc vis-a-vis de auditul, când se efectuează auditul, de ce
și ce trebuie să facem până vine auditul, dar toate aceste recursimpe asigură totodată continuitatea și consecvența pentru beneficiar prin menținerea modelului atractiv de finanțare al orizont 2020, care include o rată de finanțare de până la 100% a costurilor directe și are un singur set unic de reguli. Dar nu este valabil dacă pe orizont 2020 programul pe precedent și programul Orizont Europa, program prezent, ci acest set reguli unic de reguli este dedicat tuturor programelor Uniunii Europene prezentate pe portalul Funding and Tender. Pentru acele programe se aplică aceleași reguli, inclusiv același model al acordului de finanțare. Planul strategic pentru implementarea a fost creat inclusiv un plan strategic pentru implementarea programului Orizont Europa. Este un act nou de punere în aplicare a Comisiei. Planul strategic a pregătit conținutul programelor aflate în lucru și cererile de propuneri pentru primii 4 ani. Acest program strategic indică o direcție de urmat pentru programul de lucru și armonizează orientarea strategică pentru sprijinirea cercetării și rezultatele așteptate, noutatea vis-a-vis de parteneriate și misiuni, domeniile de cooperare internaționale și problemele precum echilibrul între cercetare și inovare, științe sociale și umaniste, tehnologii generice esențiale, aspectele de gen, etică și integritate, dar și, dar nu în ultimul rând, seminare și exploatare. Cum indică acest plan strategic direcția? Avem pachetul legislativ prin care a fost aprobat programul cadru, avem planul strategic care este pe perioada de 2021-2024, când se va face o evaluare a programului, să vedem ce necesități, dacă au fost acoperite toate obiectivele, dacă sunt necesare politici noi. Încă, după planul strategic, avem programele de lucru care sunt aprobate pe o perioadă, în general, pe o perioadă de 2 ani. Primul program de lucru a fost 2021-2022 și tot așa până în 2027. După ce aprobăm programul de lucru, lansăm apelurile, unde de la altă puteți participa cu propuneri de proiecte. Ce s-a dorit prin acest plan strategic? Să avem niște caracteristici principale, o implicare timpurie și timpuri extinse cu statele membre, schimburi extinse cu Parlamentul, în sensul că pachetul legislativ, planul strategic, programul de pachetul legislativ și planul strategic sunt negociate cu între statele membre cu Comisia Europeană, apoi la nivel de Consiliu și mai apoi acum în Parlamentul European. Și nu în ultimul rând, de fapt, în primul rând, consultăm cu părțile interesate și cu publicul larg, să vedem ce de fapt îi doresc oamenii să găsească în programele de lucru. Ce îmi doresc eu, minister, pentru că eu nu am gândit să știu ce își dorește fiecare și atunci lansăm consultări publice și culegem informații pe care apoi le vom regăsi în programele de lucru. Ce înseamnă punctele naționale de contact? La nivelul fiecărui apel, în momentul când doriți să depuneți, veți găsi modelul acordului de finanțare, legislația și o propoziție care scrie. Doriți suport solicitat sprijin de la punctele naționale de contact. Rețeaua punctelor naționale de contact, cred că o să vorbesc și tu câte ceva? Ok. Ok. Deci nu o să vorbesc foarte mult. Deci rețeaua punctelor naționale de contact este dedicată sprijinirii potențialilor cercetători, potențialilor cercetători, potențialilor participanți la programul Orizont Europa gratuit. În momentul când accesați propoziția aceea de la nivelul apelului, o să dați de o altă pagină unde veți găsi punctele naționale de contact pe fiecare stat în parte și pe fiecare domeniu. În funcție de domeniul pe care îl doriți, veți găsi datele de contact ale persoanei respective pe care vă încurajez să o contactați înainte de depunerea propunerii de proiect. Suntem contactați de obicei după, când nu mai putem să facem nimic. De multe ori cu buget, așa cum trebuie. Nu calculează costurile de personal, așa cum trebuie. Nu știu cum se calculează partea de achiziții. Și așa mai departe. De ce este important să ne contactați înainte, nu după. Ne puteți contacta evident și după, vă putem da informații fără nicio problemă, dar nu vă putem sprijini. Ce oferă rețeaua punctelor naționale de contact? Activități de informare, promovare și comunicare, informări privind oportunitățile de finanțare la Orizont, inclusiv despre raportare și finanțare. Aici mă puteți consulta cu mine, pentru că sunt punct național de contact pentru aspecte legale și financiare. Sunt punct național de contact de peste 15
14 ani, m-am confruntat cu tot felul de situații și chiar și în prezent mă confrunt cu situații cu care nu m-am mai întâlnit. Informare, rețeaua mai are sesiuni de informare cu privire la rețelele care oferă sprijin, de exemplu, transferul de tehnologie, drepturile de proprietate intelectuală există la nivel european, a existat un proiect finanțat din Orizont 2020 și acum a devenit o companie, proiectul transformat în companie, dar oferă consultanță gratuită pentru partea de drepturi și proprietate intelectuală. Comunicarea și rețeaua INZIPI comunică și cooperează cu alte rețele privind diseminarea oportunităților de participare la alte programe europene în domeniul cercetării, cum ar fi rețeaua EMU, rețeaua europeană pentru întreprinderi. Cine este EMU este scopul EMU, rețeaua EMU este finanțată de Uniunea Europeană printr-un proiect, acum în cazul Orizont Europa, au avut și anterior în cazul Orizont 2020. EMU ajută companiile să inoveze și să crească la scară internațională. Este cea mai mare rețea de sprijin din lume pentru întreprinderi mici și mijlocii cu ambiții internaționale. Este activ în peste 60 de țări din întreaga lume, reunește plini de experți din peste 600 de organizații membre, toate numite pentru excelența în sprijinirea afacerilor. Organizațiile membre includ polici tehnologici, organizații de sprijin pentru inovare, universități și institute de cercetare, organizații de dezvoltare regionale și camere de comerț și industrie. Puteți să îi contactați, ei trebuie să vă ofere sprijin gratuit. Un alt sprijin pe care mai putem oferi sunt centrele suport. Centrele suport sunt, de fapt, 13 proiecte finanțate din programul Fonduri Structurale, Programul Operațional Competitivitate de AXA 1. Acțiunea prin care s-au finanțat aceste centre suport este acțiunea 1-3, creșterea de sinergii cu acțiunea Orizont 2020 și alte programe europene. Rolul acestor centre suport este de a crește participarea la competițiile finanțate din fonduri europene pe domeniile de cercetare și inovare a tuturor entităților care le solicită sprijinul, inclusiv întreprinderi pe cum și a instituțiilor gazdă. Cine sunt aceste centre? Sunt organizații de cercetare ca o participare constantă cu propuneri de proiecte la programele anterioare finanțate direct de Uniunea Europeană. Au personal de educat care oferă sprijin gratuit în acest scop. Dacă în prezentare, există din punct de vedere la centrele de suport, aproape toate centrele, cred că toate centrele de suport au inclusiv pagine pe Facebook, deschideți aici, o să vedeți lista și acronimele, iar pe pagina de Facebook o să găsiți după acronim fiecare grup al fiecărui centru de suport. Este o foarte bună colaborare noastră cu aceste centre de suport. Am organizat foarte multe evenimente împreună. Unde găsiți o informație actualizată, asta am mai spus, ne găsiți pe Facebook și ne găsiți și pe LinkedIn. Cam asta a fost prezentarea despre programul Orizont Europa. Mulțumesc pentru atenție. Îmi cer scuze dacă vorbim prea mult. Da, mulțumim frumos. Acum chiar costelul dumneavoastră. Bună ziua! Numele meu este Corina Dumitru, lucrez la Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării. Sunt de câteva luni Punct Național de Contact pentru misiunea orașe și despre misiunea orașe și despre misiuni, care sunt o parte a programului Horizon Europe, o să vorbim astăzi. Dar înainte de asta, permiteți-mi să mulțumesc și eu pentru invitație colegilor de la Consiliul Județean și celor de la ADR. Și aș începe cu o întrebare. Câți dintre dumneavoastră aveți sau ați avut programe cu finanțare europeană? Programe structurate? 2, 3. Așa. Cam toată lumea. Fonduri structurale. Porpocul, ce a fost un an. Și pe Horizon, cineva a avut contact cu acest program? Bun. Așa. Pentru că, în ceea ce privește
Horizon, recunosc că și-am avut o problemă când am ajuns la minister, venind din zonă de programe structurale și mi s-a părut că este un program foarte complex, cum probabil v-ați dat seama și din prezentarea Cristinei. Un program care inițial am crezut că este dedicat doar părții de cercetare. Însă nu este adevărat, pentru că, cum știți și din cadrul programelor structurale, toate programele structurale au o componentă de inovare socială. Iar acest program, Horizon, vine tot ca o inovare socială, globală. Astăzi o să vorbim despre misiunile din cadrul Horizon Europe pentru perioada 2021-2027. Misiunile au fost lansate în 2021 și se referă, cum am scris, la soluții concrete la cele mai mari provocări. Misiunile oferă o soluție, o oportunitate și o abordare care se adresează numeroaselor provocări cu care se confruntă oamenii în viața lor de zi cu zi. Se dorește, la crearea conceptului de misiuni, cei de la Comisie tot timpul fac referire la misiunea Apollo. Pentru la misiunea Apollo s-au cheltuit resurse din vari finanțări pentru un scop mare. Un scop general, acela de a trimite oamenii pe lună. Și criteriile cheie pentru misiuni să fie îndrăznețe inspiraționale cu largă relevanță socială, să fie clar țintite, așa, măsurabile într-un interval de timp stabilit, toate misiunile trebuie, au finalitate anul 2030, să fie acțiuni inovatoare, ambițioase, dar realiste, activități concrete între diferite discipline, sectoare și actori, dezvoltare și să ofere dezvoltare de soluții multiple cu abordare de tip bottom-up, jos în sus. Adică, creionarea misiunilor dumneavoastră, prin nevoile pe care le aveți, ajutați la, și prin planurile pe care le aveți, ajutați la obiectivele generale ale misiunilor. Cum pot fi puse în aplicare criteriile cheie? Prin angajarea cetățenilor în procesul de coproiectare, co-creiere, co-implementare și co-evaluare. Creșterea și dezvoltarea și inovarea sectorului public prin transformarea sistemului în loc de rezolvarea problemelor existente prin achiziții publice de soluții inovatoare și prin instrumente politice de finanțare puse la dispoziție pentru îndeplinirea misiunilor. Cum spuneam, misiunile, o misiune este un portofoliu de acțiuni transdisciplinare menite să atingă un obiectiv îndrăsneț, măsurabil, care constituie o sursă de inspirație într-un interval de timp stabilit, cu un impact asupra societății și elaborării de politici, având relevanță pentru o mare parte a populației europene și o largă gamă de cetățeni europeni. Bun. Și acum, această structura programului, misiunile, le veți găsi în clusterul 2. Și care sunt cele 5 misiuni concrete pe care le-a stabilit Comisia Europeană, probleme generale la nivel european, pentru care se caută soluții concrete până în anul 2030. Avem adaptarea la schimbările climatice, inclusiv transformarea societății, oceane, mări, ape de coastă și interioare sănătoase, orașe inteligente și neutre din punct de vedere al impactului asupra climei, sănătatea solului și alimentației și cancer. Deci avem 5 misiuni pe care toți actorii din Uniunea Europeană, prin diverse proiecte, programe, finanțări naționale, regionale și așa mai departe, toate acestea contribuie la atingerea acestor obiective mari, probleme mari cu care se confruntă Europa, societatea în general. Misiunile își propun, cum v-am spus, să ofere soluții la provocările majore. Până în anul 2030, misiunile își propun să găsească soluții pentru salvarea mai multor vieți de cancer, creșterea rezilienței climatice, refacerea oceanelor și apelor,
realizarea de 100 de orașe neutre din punct de vedere climatic și asigurarea sănătății a 75% din sol. După acestea, programele ulterioare vor converge pentru atingerea obiectivului de neutralitate climatică până în anul 2050. Și acum să luăm fiecare misiune și să vedem care sunt scopurile concrete pe care și le asumă fiecare misiune în parte. Pentru misiunea cancer, misiunea și cancer își propune ca la nivel european să salveze peste 3 milioane de vieți, să asigure o viață cât mai lungă și cât mai bună, să se înțeleagă prin programe de cercetare. Să se înțeleagă cancerul, prevenirea, ce poate fi anticipat, să se optimizeze diagnosticul și tratamentul, să se susțină calitatea vieții persoanelor care se confruntă cu această maladie și să se asigure accesul echitabil la toate serviciile pentru toți cetățenii europeni. Următoarea misiune despre care vorbim este adaptarea la schimbările climatice, inclusiv transformarea societății. Aceasta se referă, scopul acestei misiuni sunt pregătirea Europei pentru a face față perturbărilor climatice, accelerarea tranziției către un viitor sănătos și prosper în limitele planetare și sigure și extinderea soluțiilor de reziliență care vor declanșa transformări în societate. Avem mai departe oceane, mări, ape de coaste și interioare sănătoase. Această misiune își propune să găsească soluții sistemice pentru prevenirea, reducerea, atenuarea și îndepărtarea poluării marine, inclusiv a materialelor plastice, regenerarea ecosistemelor marine de apă dulce, zero pollution, cum se zice, de carbonizarea economiei albastre și revigorarea guvernanței. Repet, toate misiunile, obiectivele, toate aceste obiective trebuie atinse până în anul 2030. Așa, mai avem misiunea de 100 de orașe inteligente care promovează 100 de orașe europene pentru transformarea lor în climate neutral până în 2030 și transformarea orașelor în centre inovatoare, orașelor care își ating neutralitatea climatică până în 2030 se vor constitui drept centre de inovare pentru toate celelalte orașe care vor să atingă această neutralitate climatică. Așa și nu în cele din urmă avem sănătatea solului și alimentelor, cu cel puțin 75% din solurile din Uniunea Europeană să fie sănătoase pentru hrană, oameni, natură și climă. Misiunea combină cercetarea și inovarea, educația și formarea, investițiile și demonstrarea bunelor practici, folosind Living Labs, experimente și inovații într-un laborator de pe teren și Lighthouses, adică locuri pentru prezentarea bunelor practici. Bun. Și acum, ce am vrut să spun prin această schemă este că misiunile sunt sprijinite financiar la nivel european, dar ele, de asemenea, prin toate proiectele și programele de la nivel național, contribuie la obiectivul general al misiunilor. La nivel național, avem o serie de programe, proiecte, programe operaționale, avem PNRR, o serie de surse de finanțare care, prin fondurile pe care le alocă, contribuie la obiectivele generale ale celor 5 misiuni. Și aici am venit cu un exemplu de ceea ce se numește și se vorbește foarte mult de sinergii. Sinergiile fiind acele programe de finanțare care contribuie la
la obiectivele în generare și care sprijină obiectivele în generare. Deci, statele membre vin la nivel național cu finanțări care contribuie la obiectivele mari ale misiunilor. Și politicile și programele naționale derulate la nivel național, regional sau local care vin în sprijinul obiectivelor în generare ale misiunilor se constituie în sinergii. De exemplu, exemple de sinergii pentru misiunea Orașe Inteligente, vorbesc despre această misiune pentru că eu sunt punct național de contact strict pentru această misiune de Orașe Inteligente, am avea finanțările din PNRR, în componenta 3, managementul deșeurilor contribuie la obiectivul de neutralitate climatică și a orașelor inteligente. Componenta 4, transport sustenabil, de asemenea, contribuie. Valul renovării, energie, transformarea digitală, suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare, inovare, de asemenea, bună guvernanță. Avem, de asemenea, programele operaționale care contribuie și ele la realizarea acestor obiective. Cum sunt programul național regional, transport, dezvoltarea durabilă, educația și ocuparea, creșterea inteligentă, tranziția justă, avem ajutoare de stat, avem buget național, avem buget local. Pe de altă parte, Europa vine și ea cu sprijin financiar. Pentru că pentru misiunea orașe sunt, pentru toate misiunile, nu doar pentru misiunea orașe, sunt apeluri deschise care ajută participanții să acceadă la o rețea europeană a orașelor care au același scop. Și apelurile care au fost lansate în acest moment nu mai sunt apeluri deschise, dar probabil că se vor deschide apeluri pentru misiunea orașe, cred că la începutul anului următor. Până la finalul lunii februarie vor fi lansate următoarele cereri de apeluri. Apelurile pe misiuni s-au referit la cooperare globală, la planificare urbană, la mobilitate urbană, la suport acordat statelor membre și autorităților locale, cine dorește să se înscrie, pentru a obține acest scop general de neutralitate climatică. De asemenea, alți sprijini, alte proiecte, programe, surse de finanțare oferite direct de Comisia Europeană. România, prin Ministerul Cercetării și colegii de la UEFI și CDI, finanțează soluții de cercetare și inovare pentru transformarea urbană durabilă în cadrul competițiilor transnaționale, ERALET, și parteneriate COFOUND. În acest moment, v-am lăsat două exemple de două apeluri care sunt în acest moment deschise și pentru care încă puteți să depuneți cereri în cazul în care sunteți interesați. Și anume, Driving Urban Transition Partnership, aveți link-ul pe care puteți accesa acest program. Apelul este dezluit de către colegii de la UEFI și CDI și de asemenea Clean Energy Transition Partnership, deadline-ul pentru schița de proiecte, se depune mai întâi o schiță de proiecte, după care se depune proiectul final, până în anul până pe 23 noiembrie, mai este acest apel deschis. Ce este important de știut pentru aceste proiecte? Că pentru a depune o schiță de proiect, o propunere, pe lângă partenerul național, adică dumneavoastră, trebuie să mai existe minim două alte organizații din țările care participă la aceste apeluri. Pentru că este foarte important să înțelegeți că apelurile din Horizon Europe în general nu sunt individuale. Trebuie să vă constituiți în consorții europene. Pentru că toate apelurile presupun o colaborare, presupun pur și simplu internaționalizarea a ceea ce face să vă găsiți parteneri în alte state care au aceeași scop și dumneavoastră doresc să așa, pentru că se colaborează mult mai bine
învățați unii de la ceilalți și până la urmă scopul final se atinge mai ușor. Și pentru găsirea partenerilor, pentru aceste două apeluri, există platforme dedicate pe care vă puteți înscrie și să vă treceți datele și interesele, ce doriți și ce tip de partener căutați dumneavoastră. Bun. Strict pentru misiunea, pentru cele 5 misiuni. Organizarea comisiei este prin mission managers la 5 persoane la nivelul Comisiei Europene. De asemenea, există un missions board cu 15 persoane, experți din domenii precum inovare, afaceri, știință, agricultură, societate civilă, comunicații. Principala activitate a fiecărui missions board este de consiliere cu privire la punerea în aplicare a misiunilor, bazându-se pe activitatea de până acum. Iar la nivel național, cel puțin în România, există de câteva luni, și nu mai merge slide-ul, așa, nu mai pot să mai dau, există persoane pentru fiecare puncte naționale de contact, pentru fiecare misiune, cum am spus eu, sunt punctul național de contact pentru misiunea orașe inteligente, 100 de orașe inteligente. Și cum a spus și Cristina, rolul punctelor naționale de contact este acela de a crește participarea la apelurile Horizon Europe, acum spun dedicate misiunilor, pentru că punctele naționale de contact pentru misiuni asta vă ajută, prin informarea asupra apelurilor lansate, prin activități de asistență privind participarea la apeluri, sprijinind identificarea de parteneri naționali și europeni și crearea de hub-uri dedicate misiunilor. Câteva cuvinte despre TRAMI, care este un proiect dedicat misiunilor, este un proiect Horizon dedicat misiunilor, unde noi, Ministerul Cercetării, Dezvoltării și Inovării, facem parte. Acest proiect, numit de Transnational Cooperation on Mission Approach, își dorește să realizeze o rețea la nivel european, o comunitate de practică pentru misiuni, care să conecteze toți actorii europeni care sunt implicați în implementarea de misiuni din mediul de afaceri, mediul academic, organizații ale societății civile, își dorește promovarea schimburilor de experiență și de know-how și de bune practici în remembrii săi, organizează programe de formare, conferințe, seminarii pe tema misiunilor, de asemenea, foarte important, o activitate foarte importantă a TRAMI este cea de mapare a sistemelor de guvernanță. Doresc să știe în fiecare țară cum se implementează misiunile la nivel național, local, regional. De asemenea, se organizează evenimente și comunicare. Avem un proiect foarte interesant dedicat misiunii orașe, gestionat de colegii noștri de la UEF și CNI, care se numește CAPACITIS, Structuri Naționale de Sprijin și Sisteme de Guvernanță pentru misiunea orașe. Acest proiect își dorește crearea unei alianțe transnaționale pentru sprijinirea autorităților publice implicate în procesul de tranziție al orașelor către neutralitatea climatică, cu crearea unor structuri de guvernanță multinivel, cross-sectoriale, a unor intervenții de tip demand-driven pentru facilitatea proceselor naționale și valorificarea sinergiilor, v-am spus, sinergiile fiind legăturile cu celelalte programe de finanțare, cu alte inițiative naționale, europene, internaționale în domeniul neutralității climatice pentru asigurarea sustenabilității rezultatelor. În primul, ce v-am spus, este că în primul apel dedicat misiunii orașe inteligente, în cele 100 de orașe, avem 3 din România, care sunt, din București, cred că este sectorul 2, Suceava și Cluj-Napoca. Aceste 3 orașe deja se vor constitui
ca exemple de bună practică pentru celelalte orașe care doresc să participe la apelurile pe această misiune. Și încă o idee care s-ar putea să vă intereseze este că la nivelul UEFISCDI se constituie, este în curs de constituire un hub dedicat orașelor inteligente. Această inițiativă a fost lansată în vara anului 2022 de către MECID și este găzduit de UEFISCDI și a înființat Mirror Mission Cities Hub Romania, care este dedicat, cum spuneam, misiunii ORUS, 100 de orașe inteligente și neutre din punct de vedere climatic până în 2030 și își propune să organizeze întâlniri de lucru tematice între autorității și orașe, facilitând schimbul de experiență cu celelalte hub-uri din rețeaua Capacities, urmând să se creeze un spațiu în care autoritățile și orașele să identifice împreună soluții. Aveți aici adresa la care puteți să accesați și să vedeți mai multe informații despre acest hub. Dacă sunteți interesați, vă rugăm să ne contactați fie pe mine, fie pe colega de la UEFISCDI, care este responsabilă pentru hub-ul 100 de orașe. Și dacă aveți alte întrebări, oricum vă stăm la dispoziție cu cel mai mare drag. Și vă mulțumesc mult de tot! Mulțumim foarte mult! Iar înainte de pauză, îl invit pe domnul Alexandru Brecop pentru prezentarea dânsului. Mulțumim! Bună ziua! Mă bucur tare să fiu aici și mulțumim de invitație. O să vin cumva în completarea colegilor cu rețeaua de puncte naționale de contact. Eu mă ocup de pilonul 3, de zona EIC și EIP din Orizont Europa. Am vorbit despre structura Orizont Europa, pilonul 3, o Europa inovatoare, care ne face cel mai mult, pe cea mai dinamică dintre toate. În primul rând, acesta, cel mai important și cel mai vizibil și cel mai flashy și juicy pentru lume, este Consiliul European de Inovare, EIC, care se adresează celor care sunt refuzați de bani și investitori și au ideile cele nebune care schimbă lumea. Și pentru asta au alocat un buget de 10 miliarde de euro pentru tot programul. Găsiți deja studii de caz în rețeaua lor, pe partea de LinkedIn, unde promovează foarte mult. Avem și un tânăr din București, partea este, avem niște ochelari pentru orbi, foarte cool, a primit 9 milioane de finanțare anul trecut. Și pe lângă asta, mai sunt 500 de milioane pentru zona de ecosisteme europene de inovare. Pilonul 3, cumva vine în jos, așa cum vine în sus, este Consiliul Inovării. În jos, un pic mai mare, sunt ecosistemele și cea mai răspândită zonă este zona de orientare, zona de EIT. Acum, partea de EIC, cum ziceam, sprijin acele inovații revoluționare, iar locul până 70% din buget alocat pentru IMM-uri și mi se pare că 100% pentru NGO-uri. Toate informațiile găsiți pe site-ul lor. Ce este foarte interesant și n-am confirmat ei, ei încurajează cofinanțarea privată și fiecare proiect cofinanțat se negociază individual cu Comitetul de Program și Comitetul de Credite. Adică sunt foarte, foarte deschiși la a sta jos la masă și a vorbi particular în fiecare program. Nu este un cadru strict. Este învățit cumva în trei mari zone din instrumentul de finanțare. Este Pathfinder-ul, care este de la TRL 1 la TRL 4-5, adică zona de idee până la un prototip validat. Transition, care este între TRL 4-5 și merge până în TRL 6-7. Și Accelerator, care s-a terminat în cumva aceasta și avem și noi în țară vreo 10-12 finaliști, care încurajează zona de go-to-market, nu? Care ideea cea mai bună a fost validată. Finanțarea de IT ajută produsul să iasă în piață.
Avantajul foarte mare în pilonul 3, din punctul meu de vedere și în ce am văzut oamenii în viață, este acest Institut European de Inovare și Tehnologie, EIT. Nu au buget foarte mare, deși sunt o părție de bani, față de restul. Atipic, cum zic că este un animal atipic în fondurile europene, este că EIT este în mare parte private owned. Încurajează cumva colaborarea între absolut toți jucătorii pe piață și este organizat atât de divers, că orice idee ai avea, nu ai cum să vii pe lângă zona de IT. Ei sunt organizați în niște comunități de cunoaștere și inovare, noi le spunem cu drag chipuri. Ele cum s-au înființat, au fost jucători din piața privată, care au vrut să aibă un impact destul de puternic social, cultural și economic în arealul lor și au aplicat să devină un kick în zona EIT. Și avantajul de a colabora cu ei că sunt ancorați în realitatea zonală. Ei nu sunt cumva un institut undeva departe care stă încuiat într-un birou. Sunt oameni care au afaceri, au foarte multe afaceri, sprijină afaceri locale, înființează întreprinderi noi, au incubatoare, au acceleratoare. Și pe lângă fondurile europene, au acces și la fonduri private din diverse surse de venture capital. Cam acestea sunt chipurile, multe, și fiecare colaborează pe lângă și în zona de misiuni, de care se ocupă colega Carolina, și restul de fonduri. Cum a fost un studiu de caz foarte frumos, între cei din zona digitală au colaborat cu zona de excelență în cercetare. În România, până acum avem o prezență foarte puternică în zona de manufacturing și urban mobility. Acum o lună au semnat acord de colaborare cei de la manufacturing. Și mi se pare foarte interesant că ei caută acum sunt în zona de business creation, caută colaboratori, caută idei și unde să investească bani. Pe zona de manufacturing, după cum știm, am simțit în ultimii 2 ani de zile, a plecat din zona Chinei și începe să vină presiunea pe noi să ne producem iarăși tot ce avem nevoie. Zona de health este foarte prezentă în România, este în Cluj, unde se întâmplă foarte multe lucruri și se leagă foarte bine și de misiunea cu cancerul. Și mai avem zona de climate și de food, care se împarte între București și Timișoara. Da. Vreau să fac câteva lucruri un pic mai specifice. Dacă aveți întrebări, vă rog să ne puneți întrebări. Atât de stufoasă este documentația, că v-am plictisit îngrozitor dacă v-am povestesc de tot și ați adormit aici. Ca un mic tip sau nici nu știu cum să zic, comisarul de inovare Maria Gabriel a încurajat acum o lună de zile la adunare mare de din Bruxelles. Dorește să pregătească 1 milion de specialiști în zona de deep tech în următorii 10 ani. Dacă interceptăm zona de misiuni, zona de EIT și zona de EIC, cred foarte tare că și noi avem capacitatea de a participa în aceste programe. Cam atât pentru mine. Dacă aveți întrebări, vă așteptăm cu drag. Dacă nu, la cafea. Și așa. Mulțumim foarte mult. Vă rog, doamna Cristina. Mai am 3 slide-uri, prezentarea cu parteneriatele. Da. Vreau să vă spun câteva cuvinte despre parteneriatele de care vorbeam în prezentarea generală despre programul Orizont Europa, pentru că erau foarte multe parteneriate. Comisia Europeană a zis că am hotărât împreună cu statele membre să mai diminuăm din aceste parteneriate, multe și nu le mai puteam ține pasul și acum, în prezent, avem 49 de parteneriate. M-am zis o nouă abordare a parteneriatelor. Avem 3 tipuri de parteneriate. Toate sunt finanțate cu apeluri de propuneri de proiecte la programul Orizont. Avem parteneriatele programate,
bazate pe memorandumul de înțelegere, acorduri contractuale implementate în mod independent de către parteneri și către o programă Orizont Europa, cele cofinanțate, cele de care vorbea și Corina, Eranectul, fostele Eranectului, bazate pe un program comun convenit și implementat de parteneri, angajamentul partenerilor de a participa cu contribuții financiare și în natură. Aici finanțarea se face printr-un proiect mare care intră o entitate națională, iar entitatea națională care intră în proiectul respectiv își asumă obligativitatea de a finanța proiecte la nivel național. Iar și mai avem parteneriatele instituționalizate, bazate pe termen lung și pe necesitatea integrării la nivel înalt, parteneriatele bazate pe articolul 185-187 din tratatul UE și pe regulamentul EIT sprijinite de programul Europa. O să spun câteva cuvinte despre aceste parteneriate instituționalizate. Ce fel de parteneriate găsim în acest parteneriat instituționalizat? Inovații în domeniul sănătății, tehnologii digitale esențiale care, începând de anul viitor, se va numi chipuri, întreprinderea comună pentru chipuri, metrologie, trafic aerian, aviație și căi ferate în Uniunea Europeană, soluții biodurabile, depozitarea hidrogenului și a energiei durabile, mobilitate curată, conectată și un parteneriat IMM-uri inovatoare. Cam atât despre parteneriat. Mulțumim foarte mult. Vă invit pentru un sfert de oră, 20 de minute, la o pauză de cafea, iar apoi vă reaștept în sală pentru cele două prezentări privind programele operaționale, programul operațional regional și prezentarea colegii de la Bruxelles. În continuare vom avea două prezentări. Prima va fi a colegii noastre de la Bruxelles, la Agenția de Dezvoltare Regională, Biroul de la Bruxelles, Andreea Leru, și cea de-a doua prezentare a doamnei Cristina Bodrun, care s-a alăturat acum, va face o scurtă prezentare a programului operațional regional, care, cum a spus și domnul președinte, mâine va fi lansat oficial în cadrul unei conferințe de presă la Piatra Neamț. Mai multe detalii vă va oferi doamna Cristina, dar acum, Andreea, te rog frumos, mulțumim. Bună ziua! Nu am avut ocazia să vă salut pe fiecare în parte. Am rugămintea să mai rezistați cu noi pentru câteva zeci de minute, că va fi interesant. Va fi foarte aplicat cu informații utile cu care puteți pleca acasă. Cum a spus și Silviu mai înainte, Andreea Leru este numele meu. Lucrez ca expert în biroul de reprezentare Bruxelles ADN Nord-Est. M-am alăturat echipei la jumătatea lunii mai anul acesta. În schimb, lucrez în cadrul ADN din octombrie 2020. Încă puțin despre mine, în tot acest timp, ca activități majore, am evaluat documentații de finanțare depuse pe formă anterior, da? AXA 1, Inovare și Transfer Tehnologic. Am coordonat un proiect de valorificare a rezultatelor cercetării derulate către ADN Nord-Est cu sprijinul Băncii Mondiale și cu finanțare din partea DigiRegio. Pe lângă multe alte activități, nu o să intru în detalii foarte mult. Anterior, am lucrat în Budapesta la Universitatea Centrală Europeană, unde mai bine de 5 ani am gestionat proiecte de cercetare și mobilitate cu finanțare europeană și înainte de aceasta am lucrat în domeniul resurselor umane. Asta ca să înțelegeți pe cine aveți în față și care este expertiza mea și de ce vă prezint astăzi. Câteva cuvinte despre biroul de reprezentare la Bruxelles. Suntem mândri că suntem singurul ADR din țară care are birou la Bruxelles. În schimb, nu știu dacă e neapărat un aspect foarte, foarte pozitiv. Cred că fiecare ADR ar trebui să aibă un astfel de birou pentru a-și reprezenta cât mai bine interesele la Bruxelles și pentru a internaționaliza cât mai bine inițiativele și stakeholderilor din județ. Biroul nostru a fost fondat în 2010, în februarie.
Avem 7 reprezentanți permanenți. La regiunea Nord-Est are 6 județe. Avem câte un reprezentant pentru fiecare județ. Eu reprezint județul Bacău, de aceea sunt în fața dumneavoastră și vă prezint astăzi. Și coordonatorul de birou. Ce faci de la Bruxelles? Ne întreabă lumea. Mai cum ne ajutați pe noi? Pe scurt, noi sprijinim stakeholderii și când spun stakeholder mă refer la instituții cu care noi colaborăm din județ. Da? Pot fi primării, CJ-uri, licee, universități, inspectorate școlare, județene și așa mai departe. La orice fel de entitate vă puteți gândi și care consideră că își dorește să provină de o oportunitate urbană, poate apela la ajutorul nostru. Cum ajutăm noi regiunea? Păi, în primul rând, cât timp am lucrat în Piatra Neamț, la biroul ATR de acolo, informațiile despre ce se întâmplă la Bruxelles ajung și la mine. Da? Ajung și la mine pentru că știam și unde să le caut. Dar am ajuns și la concluzia că atunci când mai urmăm la Bruxelles, care este în buricul Târgului, ca să zic așa, când particip la foarte multe evenimente, când cunoști foarte, foarte, foarte multă lume și să organizezi o rețea de oameni, de colaboratori, ai acces la oportunități și informații nenumărate. Și atunci rolul nostru este să discutăm cu stakeholderii noștri din județe, să vedem ce priorități au, ce nevoi au, care sunt direcțiile prioritare de proiecte și apoi să le transmitem acele oportunități care sunt de interes pentru ei 100%. Când mă refer la oportunități, vorbesc de apeluri de proiecte, da? Vorbesc de posibilități de colaborare cu entități omologe din restul Europei. De asemenea, noi mai organizăm și vizite de studiu, da? La fel, la omologi din Bruxelles sau chiar și din afara Belgiei, mai organizăm și evenimente de tip Eurocamp. Eurocamp-ul noi i-am făcut design în așa fel încât să aducem anumiți reprezentanți ai anumitor instituții din județ la noi în Bruxelles, să-i găzduim la noi în birou și pentru, nu știu, o zi, două zile să putem să-i instruim, să-i pregătim pe anumite topicuri de interes pentru ei, da? Cum, ce înseamnă să depui o propunere de proiect pentru un program de finanțare european, cum sunt organizate instituțiile și alte topicuri cu tentă europeană. Mai mult decât atât, noi înșine, colegii de la Bruxelles, participăm la foarte multe evenimente, tocmai pentru a ne ține constant informați despre ceea ce se întâmplă. Și la fel, pentru a ne face conexiuni și legături cu alte instituții și alte regiuni cu care mai târziu putem să dezvoltăm colaborări. Cum am spus, lucrăm cu județe, municipalități, universități, instituții de cercetare, companii, școli, asociații profesionale și de suport, etc. Lista nu este exhaustivă. Lucrăm cu orice entitate care are un interes. Câteva rezultate. Ne bucurăm să știm că peste 500 de inițiative de colaborare și parteneriat au fost inițiate sau facilitate de biroul nostru din Bruxelles. Am facilitat peste 700 de călătorii de afaceri, peste 1000 de întâlniri și de evenimente organizate. Aici și colegii de la CJB pot confirma, pentru că și au fost beneficiari unor astfel de oportunități. Valoarea apelurilor de proiecte curatoriate și diseminate către părțile interesate din regiune se ridică la aproximativ 50 de milioane de euro în timp, din momentul în care s-a aprofundat biroul de la Bruxelles. Mergem puțin mai departe. Noi lucrăm în Bruxelles, da? Și lucrăm cu regiunea, cu județele noastre, dar nu facem singuri și noi avem nevoie de ajutor la rândul nostru. Facem acest lucru prin faptul că ATR Nord-Est este membru în 3 rețele europene. Una dintre ele este URADA, care este o asociație europeană de agenții de dezvoltare. URADA a fost fondată în 1992. Are
62 de membri din peste 20 de țări în Europa și din afara Europei. Reunește profesioniști care lucrează în domeniul dezvoltării economice și Adrenal Desk este membru în rada de aproximativ 12 ani, dacă nu mai știu. Cum ne ajută un astfel de membership, da? Să facem parte într-o astfel de rețea? La fel, avem, organizăm evenimente cu ei la care invităm stakeholderii noștri. Poate avem nevoie de căutăm parteneri pentru proiectele pe care Adrenal vrea să le deruleze sau sunt proiecte pe care instituțiile cu care colaborăm din rețea vor să le deruleze și nu știu cum să-și găsească partenerii potriviți. Ei, noi prin intermediul acestor rețele și nu mai putem să identificăm acei parteneri de care dumneavoastră aveți nevoie. O altă rețea în care Adrenal este membru este rețeaua ERIN, care este o rețea europeană de regiuni cu accent pe partea de cercetare și inovare. ERIN se deosebește puțin de URADA pentru că este o rețea agenției de dezvoltare regională care au birou la Bruxelles. Eurada, în schimb, este o agenție, reunește regiunile de dezvoltare din Europa. Nu este obligatoriu să ai birou la Bruxelles. Are aproximativ 120 de organizații regionale din peste 20 de țări europene. Un fapt îmbucurător este că ERIN are o relație de lungă durată cu instituțiile europene și cu alte organizații și atunci când vrem să facem vocea locală și regională din statele membre auzită, o putem să facem prin, prin intermediul ERIN și suntem siguri că ajungem acolo unde trebuie. Și ultima, da, am uitat să menționez că în cadrul ERIN suntem membri de aproximativ 4 ani. Și cel mai nou membership al Adrenal Desk este în cadrul inițiativei Vanguard. Vanguard Initiative a fost fondată în 2013. Este o voce puternică atunci când vine vorba de perspectiva regională asupra tranziției industriale. Merge pe ideea conform căreia regiunile, specializarea inteligentă și cooperarea interregională bazată pe clustere sunt esențiale pentru o nouă creștere industrială. Nu știu dacă dumneavoastră sunteți familiarizați cu conceptul de specializare inteligentă sau domeniile de specializare inteligentă, dar pe scurt, este vorba de acele domenii prioritare pentru o regiune, în care regiunea dorește să realizeze investiții, pentru că sunt importante din punct de vedere industrial, educațional și inovativ. Evident, aceste domenii nu le aleg simplu și le pui pe foaie, se fac... e o muncă în spate, da? de cercetare, de descoperire, să înțelegi exact de ce are regiunea nevoie. Bun. Când discutam cu Silviu despre organizarea evenimentului, ne gândeam ce sunt atât de multe lucruri de povestit despre oportunitățile europene, încât e foarte greu să concentrezi tot în câteva zeci de minute, am putea să vorbim și o lună. În schimb, am făcut o selecție de câteva apeluri care sunt dedicate instituțiilor publice, dar în special primării. Apeluri care pot fi identificate pe acest portal al unui Comisiei Europene, un portal de care au menționat și colegii mai devreme când au vorbit de Orizont Europa, portalul Funding and Tenders. El așa arată când îl accesați prima dată. Puteți să faceți poze oricum prezentarea pentru cine dorește poate primi, fără doar și poate. Momentan sunt 4 apeluri active din perioada de programare 2013-2020 și 252 de apeluri, da, pentru următoarea perioadă de programare care sunt în derulare sau sunt anunțate că se vor deschide în perioada imediat următoare. Și puteți să vă dați seama că avem foarte multe oportunități și pentru noi, cei care suntem la Bruxelles, uneori este foarte greu să navigăm prin ele. Ce vedeți dumneavoastră în chenarul albastru sunt programele de finanțare, pentru care este și Orizont Europa. Eu nu o să vorbesc despre Orizont Europa, o să vorbesc despre alte apeluri din cadrul altor programe. Un program care mie mi se pare foarte interesant este Mecanismul pentru Interconectarea Europei.
aveți descrierea succintă a programului și am ales un, de fapt sunt două acolo pe care le-am identificat, care mi se fac foarte interesante și care finanțează, printre altele, și partea de infrastructură. Da? De regulă, când discutăm cu cu instituțiile din teritoriu, evident, toată lumea are nevoie de infrastructură. Mai, poate nu la fel de mult consideră că au nevoie de acele proiecte de tip soft, da? Unde organizezi evenimente, te faci, te duci în mobilități, îți schimbi de experiență și așa mai departe. Lumea ne întreabă bun, da? Eu am nevoie de să construiesc, să renovez, să fac o stradă și așa mai departe. Mecanismul pentru interconectarea Europei face acest lucru, finanțează infrastructuri, este structurat pe trei paliere, da? Transport, care sprijină construirea și modernizarea proiectelor de infrastructură de transport durabilă, energie, da? Care sprijină construirea și modernizarea proiectelor de infrastructură energetică durabilă, și digital, care sprijină implementarea rețelelor digitale. Un apel care este în prezent în derulare și se va închide pe 18 ianuarie anul viitor, se intitulează Noi tehnologii și inovații. Acest apel finanțează studii, nu neapărat infrastructură, următorul finanțează și infrastructuri. În schimb, l-am pus pe tapet pentru că beneficiarii eligibili sunt entitățile publice sau private, da? Deci primăriile, chiar și CNJ-urile sau alte instituții publice pot aplica, dacă consideră că li se potrivește. Nu este nevoie de consorțiu. De regulă, în programele de finanțare europene, o cerință de eligibilitate a proiectului este să ai consorțiu. Ce înseamnă? Parteneria de minim 2-3 parteneri din 2-3 țări diferite eligibile. Acum, nu e greu să-i găsiți. Cum au menționat și Cristina, și Corina, și Alex, există platforme pe care puteți să identificați acest partener. În schimb, când spui cuiva, mai este de parteneriat, cumva faci un pas înapoi. Te gândești că poate e prea mult de muncă, poate nu-ți răspunde, poate nu interesează proiectul. Acest apel nu are nevoie de parteneriat. Valoarea maximă a grantului nu este stabilită, în schimb, proiectele trebuie să fie de minim 1 milion de euro. Comisia finanțează 50% din totalul costului eligibil. Restul trebuie să-l asigure pe beneficiarul. Obiectivul general, cum am spus și mai devreme, modernizarea infrastructurii de transport. Bugetul, nu doar pentru acest apel, mai sunt și câteva alte apeluri care sunt incluse în aceeași categorie, este de 400 de milioane de euro. Poate nu să vă atrag atenția, intrați pe link, știți puțin mai multe informații, nu intru în detalii pentru că mai am multe alte oportunități. Un al doilea apel, în cadrul aceluiași program, se intitulează Calea ferată, studii, lucrări sau un proiect care se implice și studii și lucrări în același timp. La fel, cum observați pe chenarul albastru, nu e nevoie de consorțiu. Puteți dumneavoastră să aplicați singuri. Cofinanțarea din partea Uniunii Europene este de 85% din totalul costurilor eligibile, mai mult decât la apelul anterior, și proiectele trebuie să fie de minim 1 milion de euro. Costuri eligibile, de regulă, în astfel de apeluri, costurile de personal, da, salariile, costurile de subcontractare, achiziții, când vine vorba de călătorii, diurne, echipamente, alte bunuri sau servicii, sunt acoperite. Atenție! În astfel de apeluri, în anumite apeluri, echipamentele nu se finanțează în totalitate de către comisie, doar costul de amortizare. Dau un exemplu, cumpărați un laptop, da? El se amortizează în 3 ani de zile, pentru că dumneavoastră durează un an jumate. Un calcul simplu ne spune că doar jumătate din costul laptopului respectiv se poate susține din proiect. Da? Restul de un jumătate din cost îl susțineți dumneavoastră. În schimb, acest apel finanțează echipamente și tot costul poate fi acoperit prin proiect. Da? Mai avem costul cu studii, cu elemente sinergetice, lucrări în regiunile ultraperiferice, achiziții de terenuri.
și altele. Documentul apelului intră în detaliu și, și vorbește mai multe, nu îmi permit pentru că e limită de timp aici. Un alt program de finanțare care mie mi se pare foarte interesant, în schimb nu are momentan niciun apel în derulare, este, se intitulează proiecte plus și acțiuni preparatorii. Practic, ce face acest program? Caută să identifice proiecte pilot, da, inovative, care pot fi implementate pentru prima dată, să vadă cum merge acel proiect în implementare, ca mai târziu, prin intermediul altor posibilități de finanțare, să fie scalat, să fie preluat și implementat la o scară mai largă. Recent a fost un apel deschis pe programe și infrastructuri sportive inovatoare la nivel local. Puteau aplica cluburile sportive, puteau aplica și CJ Bacău, de exemplu, ar fi fost eligibil pentru că organiza evenimente sportive. La fel mă gândesc și o primărie, dacă, are, dacă poate dovedi că are o astfel de, de experiență. Orice entitate legală sau legală, publică sau, sau privată, care organizează regulat competiții sportive și are activități și în Europa. Atenție încă o dată! În astfel de proiecte, Comisia vrea să vadă și dimensiunea europeană a unui proiect. Chiar dacă nu aveți consorțiu, dacă cumva consorțiu vă ajută să dați o dimensiune europeană proiectului, când sunteți siguri, accentul trebuie și mai mult pus pe faptul că proiectul dumneavoastră poate avea și un impact european sau poate fi scalat, preluat și de, de alte state, omologi din alte state care să poată să implementeze soluția dumneavoastră. Durata este de, de regulă de un an jumătate la astfel de proiect pilot, iar Comisia finanțează maxim 80% din costuri eligibile în limita a 400.000 de euro. Sunt proiecte mai micuțe, dar nu vorbim de milioane, miliarde de euro. În schimb, totuși, nu vorbim de 400 de euro, vorbim de 400.000 de euro și se pot face destul de multe lucruri interesante. Aici se finanțau infrastructuri mici de practicare a sportului la nivel local, organizarea de noi forme de activitate fizică, integrarea cu cele care deja se derulează, activități care se implice toate generațiile, da? Precum și utilizarea tehnologiei digitale. Da, bugetul apelului a fost de 1.945.000 de euro. Încă o dată, un alt program foarte interesant din punctul meu de vedere este Fondul pentru Azil, Migrație și, și Integrare. La fel, cum spune pe coloana voastră, aveți informații despre, despre programul în sine, beneficiar eligibil. Autorități statale și federale, organisme publice locale, organizații neguvernamentale, organizații umanitare, societăți de drept public și privat, organizații de educație și cercetare. Ce se dorește prin să se finanțeze printr-un astfel de program? Să se sprijine relocarea, admiterea umanitară și a transferurilor solicitanților și beneficiarilor de protecție internațională, să se dezvolte și să fie implementate politici de promovare a migrației legale, da? Dezvoltarea unor sisteme de mobilitate pentru Uniunea Europeană, de exemplu, să fie sprijinit infrastructuri de primire a restructisanțelor țărilor terțe, inclusiv utilizarea în comun a unor astfel de, de infrastructuri de către statele membre. Bugetul pe apel, 8 milioane de euro. Cheltuieli eligibile avem, la fel, costuri de personal, subcontractare, achiziții. Avem și o categorie care se intulează costuri indirecte, care diferă de la apel la apel. Poate fi în valoare de 7% sau 25% din totalul costurilor eligibile ale proiectului dumneavoastră. Aceste costuri indirecte pot fi folosite și poate mă pot ajuta colegii care au prezentat mai devreme, pot fi folosite pentru a susține financiar costurile de operare ale entității respective. Se mai pot folosi mai ales și pe orizont Europa, știu că sunt în valoare și mai ales pe orizont 2020 au fost în valoare de 25%. Sunt în valoare de 25% din costurile directe, mai puțin costurile cu subcontractarea.
tipul ce tipul de costuri? Nu, știu că se folosesc pentru a susține costurile de operare a entității care implementează proiectele și dacă mai pot fi folosite și la altceva. Da. Pot fi folosite pentru plata utilităților, de exemplu, a chiriilor, pot fi folosite inclusiv pentru plata salariilor personalului administrativ, personal care va ajuta în derularea proiectului european. Deci, pentru că ne-am lăbuit. Da. Bun. Ca rezultatele proiectului, Comisia dorea să vadă un raport inițial, o strategie de comunicare, o metodologie de monitorizare și evaluare, campanii de informare și conștientizare și așa mai departe. Proiectul ăsta este unul de tip soft, nu se finanțează infrastructuri, însă este destul de ușor. Proiectul nu mai este în derulare. AMIF-ul nu are momentan alte proiecte, apel de proiecte deschise, vor mai urma, însă am vrut să vă dau un exemplu despre cum arată un apel de proiecte din cadrul AMIF. Trecem acum la un alt program de finanțare, Interreg Europa, cred că ați mai auzit de el până acum. Interreg Europa a lansat deja un apel care s-a închis, urmează însă apelul numărul 2 să se deschidă la începutul anului, mă rog, anul viitor, între 15 martie și 9 iunie. Ce se dorește a se finanța este cooperarea interregională, schimb de practici, învățare continuă, consolidare instituțională și așa mai departe, pe anumite tematici date. Da? Inteligent, verde, conectat, social, cetățeni, guvernanță. Cred că nu e foarte greu de înțeles la ce se referă cu aceste tematici. Rata de cofinanțare de obicei din bugetul total al unui proiect este medie pe Interreg Europa de 1-2 milioane de euro. Entitățile publice din statele membre primesc până la 80% cofinanțare de la Comisie. Organizațiile private non-profit primesc până la 70% și partenerii din Norvegia primesc până la 50%. Ca aplicanți eligibili, încă o dată, autorități publice, organisme de drept public, organisme private non-profit. Ce se poate finanța? Încă o dată, infrastructuri și lucrări, dar doar pentru acele acțiuni pilot. Și când spun acțiuni pilot, mă refer la proiecte care se implementează pentru prima dată, pentru că e ceva nou adus pe piață. Echipamente, expertiză, servicii externe, călătorii, cazare, birou, administrație, personal. Durata proiectului este de 4 ani și, din păcate, e nevoie de un parteneriat, da? Care să fie format din cel puțin 3 țări diferite, din cele 27 de state membre, Norvegia și Elveția. Aveți o poză pusă pe slide unde arată când se vor lansa următoarele apel. Avem un al doilea, al treilea și al patrulea apel. Pentru al doilea apel avem o dată certă, pentru celelalte vedem că se vor lansa. Al treilea apel în primul semestru al 2024 și cel de-al patrulea în primul semestru 2026. Da. Încă o oportunitate, la fel de interesantă, nu am pus-o degeaba pe slide, este apelul pentru acțiuni inovative, da? Gestionat și lansat de către Inițiativa Urbană Europeană. Inițiativa Urbană Europeană nu este la primul apel de genul ăsta. Asta e a doua rundă următoarea perioadă de programare care vine cu a doua rundă de astfel de proiecte. Inițiativa Urbană Europeană are sediu în Lille, în Franța. Împreună cu colegii de la CERIL am fost un acolo pentru a discuta personal cu secretariatul și afla informații de la sursă, da, la cald. EUI este un instrument care sprijină orașele, toate dimensiunile, pentru a construi capacități și cunoștințe, pentru a sprijini inovarea și pentru a dezvolta soluții inovatoare, transferabile și scalabile la provocările urbane de relevanță pentru UE. Autoritățile urbane primesc până la 80% cofinanțare în cadrul acestui apel. Restul de 20% trebuie să fie evident asigurate de către beneficiar. Nu contează sursa. Tematica primului apel deschis anul acesta este European Bauhaus, care este o mișcare, inițiativă creativă interdisciplinară. Există susținere din partea Parlamentului ca acest European Bauhaus să devină și el un program de finanțare de sine stătător. Mai
proiecte pe care autoritățile urbane ar vrea să le implementeze, trebuie să respecte trei criterii foarte importante. Să fie estetice, sustenabile și inclusive. Apelul va fi deschis până pe 19 ianuarie anul viitor. Deci mai avem timp să depunem, să depunem aplicațiile. Categorii de costuri eligibile. Încă o dată pun accentul pe faptul că se finanțează și lucrări de infrastructură și construcții, cred că este important pentru dumneavoastră. La fel, birou, birou de administrative, deplasări, echipamente, servicii externe și așa mai departe. Tematici. Avem patru tematici, da? Date de către Inițiativa Urbană Europeană. Construcția și renovarea în spiritul circularității și neutralității carbonului, conservarea și transformarea patrimoniului cultural, adaptarea și transformarea clădirilor pentru soluții de locuințe accesibile și regenerarea spațiilor urbane. Atenție! Lista nu e exhaustivă. Cei de la UI ne-au spus clar, considerați că aveți un proiect care nu se încadrează în aceste patru tematici mari, dar l-au argumentat foarte bine și explicat ce se mulează pe cerințele apelului, se pot accepta și alte, și alte tematici. Consider însă că astea patru sunt destul de largi și puteți să vă încadrați o idee de proiect în, în una din cele patru. În ceea ce privește eligibilitatea, pot aplica autoritățile urbane ale unei unități administrative locale cu cel puțin 50.000 de locuitori. Însă, cunoaștem faptul că doar Bacăul are peste 50.000 de locuitori. Și atunci, UI vine cu o soluție. Da? Puteți să vă asociați cu alte orașe și împreună să aveți minim 50.000 de locuitori. Dacă inițial aveam informația că această asociere trebuie făcută cu acele unități administrative locale cu care vă învecinați, mi s-a confirmat ulterior că nu e nevoie. Da? Puteți să faceți o asociere de proiecte și cu un alt oraș care este la o distanță, nu aveți graniță directă cu el. Da? Dar, în mod obligatoriu, asocierea trebuie să însemne minim 50.000 de, de locuitori. Bun. Ne mergem mai departe la o altă oportunitate. Și ne referim la primul apel de proiecte al programului Regiunea Dunării. Acesta este deschis până pe, într-adevăr, deadline-ul este foarte apropiat. În schimb, spunem că este primul apel, clar la urmaș al doilea. Acest apel are un buget de 91 de milioane de euro. Ce se dorește? Se dorește integrarea politicilor în spațiul dunărean prin proiecte care abordează provocări și oportunități cheie ale regiunii, da, în domenii de acțiune specifice și apelul ne comunică câteva tematici. Nu știu dacă puteți să le vedeți foarte bine. Prima este o regiune a Dunării mai inteligentă, o regiune a Dunării mai ecologică cu emisii reduse de carbon, o regiune a Dunării mai socială și la bună guvernanță a cooperării. În fiecare această tematică există subtematici care vă ajută să înțelegeți mai bine ce se dorește sau ce, la ce se referă apelul când spunem o Dunăre mai inteligentă. În cadrul acestui apel trebuie să depuneți o propunere de proiect în consorțiu. Da? Avem nevoie de cel puțin trei parteneri de proiect din trei țări diferite din zona programului. Țările în care putem să alegem sunt 9 state membre ale Uniunii Europene și 5 state nemembre. Da? Avem Austria, Bulgaria, Croația, Cehia, Ungaria, România, Germania, Baden-Württemberg și Bavaria, Slovacia și Slovenia. Din statele nemembre vorbim de Bosnia și Herțegovina, Republica Moldova, Muntenegru, Serbia și Ucraina cu 4 provincii. Eu aș zice că avem de unde alege. Contribuția maximă a Uniunii Europene este în proporție de 80%. Costurile eligibile, încă o dată, echipament, infrastructură, lucrări, evidențiez acest aspect, salarii, călătorii, cazare, expertize, servicii externe și așa mai departe. O particularitate a acestui apel este faptul că se organizează în două etape. Prima etapă, care are termenul limită pe 20
21 noiembrie este exprimarea interesului. Da? Faptul că vreți să depuneți o propunere de proiect mai elaborată, trebuie completat un formular, nu mi se pare stufos, l-am văzut, și dacă propunerea dumneavoastră este selectată după ce o depuneți până pe 21 noiembrie, vi se va comunica că trebuie să depuneți formularul de cerere completat cu anexele necesare. Durata proiectului trebuie să fie de maxim 30 de luni, însă această limită se aplică pentru faza operațională, efectiv implementarea proiectului, și nu cuprinde faza de pregătire. Ce am uitat să menționez este cumva similar cu inițiativa urbană europeană, cu apelul de acțiuni inovative. Proiectele trebuie să aibă durată de 3,5 ani. În schimb, înainte de acești 3,5 ani, există 6 luni în care dumneavoastră vă pregătiți implementarea proiectului și după finalizarea celor 3,5 ani, mai aveți 3 luni ca să închideți din punct de vedere administrativ proiectul. Deci avem 3,5 ani și încă 9 luni de zi. La fel și în cadrul primului apel pe Daily Bridge Program, avem o perifază de pregătire la începutul celor maxim 30 de luni, iar data estimată de începere a proiectelor trebuie să fie ianuarie 2024. Atenție, de începere, nu de finalizare. Acum ne mutăm cumva într-un alt registru. Nu mai vorbim despre apeluri de proiecte, vorbim despre o altă oportunitate pentru care cerul Bacău este un promotor. Living in EU este o platformă de colaborare pentru orașe și comunități, pentru a-și accelera transformarea digitală printr-o abordare europeană, da? Centrată pe cetățeni, utilizarea responsabilă, etică și socială a datelor, cu crearea și implicarea cetățenilor, standarde deschise și interoperabile. Platforma a fost creată de un grup de orașe, de grupuri reprezentative ale orașelor, cu sprijinul Comisiei Europene și al Comitetului Regiunilor și a fost lansată în decembrie 2019 de către președinția finlandeză a Consiliului UE. Obiectivul acestei platforme este de a facilita colaborarea pentru a extinde utilizarea tehnologiei datelor și pentru a aborda o serie de provocări, da? Mobilitate urbană, eficiență energetică, servicii publice, digitale și așa mai departe. Aici, liderii orașelor, regiunilor și statelor membre sunt invitate să semneze declarația respectivă. Da? Dumneavoastră o citiți și vă asumați ce scrie în declarație, iar prin semnarea ei vă arătați suportul față de această platformă. De asemenea, platforma poate să aibă și susținători precum ONG-urile, entitățile de cercetare, întreprindere și administrații publice din afara Uniunii Europene. Da? Deci cei care semnează declarația și care se alătură acestei platforme oficial sunt orașe, regiuni, statele membre, iar cei care pot să susțină sunt ONG-urile, entitățile de cercetare și așa mai departe. Momentan, la 10-11-2022, există 123 de reprezentanți semnatari ai administrației publice locale, regionale, naționale și europene. Printre care, sper că este destul de clar, avem și Consiliul Județean Bacău. Mai există un singur semnatar din regiunea noastră, din Suceava, Câmpul Moldovenesc. Per total, din România, avem doar 8 semnatari. Așa că, nu știu, fac apel la dumneavoastră să intrați pe site, să citiți declarația și să o semnați, pentru că sunt câteva avantaje. Da? Primul avantaj ar fi faptul că puteți participa în cadrul implementării unei soluții. Dacă intrați pe site-ul respectiv, sunt câteva soluții digitale postate acolo. Un exemplu ar fi Local Digital Twin. Nici nu știu, e destul de greu să-l traduc în engleză, în română. Puteți, deci, ori să participați în cadrul implementării unei soluții, ori doar să efectiv urmăriți implementarea acelei soluții, să vedeți ce învățați dumneavoastră din acea implementare. Aveți acces la informații despre evenimentele platformei, puteți să transmiteți propria idee sau propriul dumneavoastră proiect în care
cazul în care aveți dorit să implementați o soluție inovativă, vă există oportunități să vă dezvoltați capacitățile administrative necesare în procesul de digitalizare și puteți colabora cu ceilalți în agarda să vă faceți mai vizibili prin cele 5 grupuri de comunități, da? Tehnic, educație și consolidarea capacităților, financiar, monitorizare, măsurare și juridic. Și încă o dată revin, câștigați vizibilitate și vă puneți instituția pe hat, între ghilimele. Și cam atât din partea mea. A fost o prezentare un pic pe repede înainte, aș vrea să zic mult mai multe, timpul limitat, mai trebuie să lași pe colega mea, Cristina, să vă prezinte programul regional. Dar eu vă mulțumesc pentru atenție, cu drag stau la discuții cu dumneavoastră, putem să împărțim și cărți de vizită după și, nu știu, să continuăm discuțiile în cazul în care aveți nevoie de suportul biroului de la Bruxelles la Terre Nord-Est. Vă mulțumesc! Mulțumim mult, Andreea, pentru prezentare, pentru lucrurile interesante care ne le-ai și care le-ai oferit auditoriului. După cum Andreea, fiind reprezentantul județului Bacău la Bruxelles, vă poate sta la dispoziție cu orice tip de informație aveți nevoie sau proiecte pe care considerați că vreți să le dezvoltați. Mă puteți contacta și pe mine și iau legătura cu Andreea sau puteți contacta pe ea, absolut nicio problemă. O să îi dau cuvântul doamnei Cristina Bodron pentru încheierea conferinței și prezentarea, poate, celui mai așteptat program operațional regional. Mulțumesc! Mulțumesc frumos! Bună ziua! Cristina Bodron, Biroul Regional de Informare din Cadrul Terre Nord-Est. O să vă spun că asta este prima prezentare a programului regional după ce a fost aprobat, data de 29 octombrie, de către Comisia Europeană. Va fi o prezentare, o trecere în revistă prin toate prioritățile programului, cu mențiunea că în viitorul foarte apropiat vom organiza sesiuni de informare aplicate tipurilor de solicitanți, activităților eligibile și așa mai departe. De asemenea, aș dori să menționez că în premieră puteți vedea și noul logo al programului. Sperăm să vă placă. Așa. Da, care a fost ales de către noi, cadrul ADR-ului. Mâine este conferința de lansare oficială și după aceasta, după cum am spus, vor exista multiple sesiuni de informare, întâlniri doar cu CJ-urile, doar cu municipiile, reședințe de județ, doar cu municipii, orașe și alte părți implicate. Programul este structurat în 8 priorități de investiții. Avem prima prioritate, cea care vizează mediul antreprenorial și universitățile. Este prioritatea cu cea mai mare alocare din program, un sfert, 24% de fapt, din alocarea totală a programului este în această prioritate de investiție. A doua prioritate este cea care vizează digitalizarea și se adresează atât mediului antreprenorial, dar și publicilor, autorități publice, instituții publice. Pe prioritatea 3 avem o similitudine cu programul operațional regional 14-20, pentru că aici avem partea de eficiență energetică, dar și o componentă care vizează regenerarea urbană. Prioritatea 4 vizează mobilitatea, acțiunile de mobilitate. Prioritatea 5 este cea care vizează infrastructură rutieră, dar aici vorbim de centuri ocolitoare, drumuri de legătură cu rețeaua atente. Prioritatea 6 este prioritatea dedicată educației. 7, o regiune mai atractivă, este cea mai provocatoare prioritate din cadrul programului și o să vă povestesc și de ce. Iar prioritatea 8 este cea care vizează asistența tehnică. Așa cum vă spuneam, o alocare semnificativă a programului merge pe prioritatea 1, unde avem 3 componente. O componentă de cercetare inovare, o componentă care vizează competitivitatea IMM-urilor și o componentă care vizează
specializarea inteligentă, dar din punct de vedere a formării profesionale pentru a câștiga competențe în specializarea inteligentă. O mică victorie pe care am avut-o noi legat de această prioritate este faptul că am reușit să includem în categoria beneficiarilor eligibili întreprinderile mici din mediul rural, care până în prezent, în programele anterioare, erau cumva între programul operațional regional și programul de dezvoltare rurală. Așa cum vă spuneam, prioritatea 2 este cea care vizează digitalizarea. Aici avem două operațiuni, una care vizează digitalizarea mediului privat, antreprenoriatului, și cea de-a doua care vizează crearea de servicii publice digitale noi, orientate către mediul privat. Asta înseamnă că CJ-urile, municipiile, reședințe de județ, municipiile și orașele pot aplica pentru această prioritate, în ideea în care doresc să îmbunătățească serviciile pe care le oferă comunității. Deci investițiile în digitalizare trebuie făcute în folosul comunității. Nu este, se dorește crearea de platforme noi, de softuri și alte mijloace care ar putea să simplifice foarte mult relația dintre instituții publice, autorități publice și cetățeni, precum și cu și antreprenori. Serviciile trebuie să vizeze activitățile sprijinite prin această prioritate. Trebuie să vizeze preponderent partea software și mai puțin partea hardware. CJ Bacău, din câte știu, are un proiect foarte ambițios în această direcție și le dorim succes și să le fim aproape. Aici, așa cum v-am menționat, sunt eligibili CJ-urile, municipiile și orașele și municipiile reședință de județ. Prioritatea 3, cea care vizează eficiența energetică, dar și protecția naturii și biodiversității, are o alocare destul de generoasă pe partea de eficiență energetică, după cum puteți vedea, 323 de milioane de euro, iar pentru regenerare urbană, 68 de milioane de euro. Principalele operațiuni pe partea de eficiență energetică sunt, odată, investiții în clădirile rezidențiale, investiții care pot fi înaintate de către municipii și orașe și municipiile reședință de județ, și apoi, pentru 276 milioane de euro, putem investi în clădirile publice. La această operațiune, eligibili sunt, pe lângă CJ-uri, municipii, orașe, pot fi orice alte autorități publice, inclusiv comunele, autorități publice centrale, universități și alte instituții publice. Este o alocare foarte generoasă, după cum se vede, și așa cum și pe 3.1b din 14.20 am avut foarte mare solicitare, ne așteptăm ca și aici să fie la fel. Pentru 68 de milioane de euro, care sunt prinși în operațiunea ce vizează regenerarea urbană, avem ca și solicitanți eligibili municipiile și orașele și municipiile reședință de județ. Investițiile din cadrul acestei operațiuni trebuie să vizeze regenerarea spațiilor urbane neutilizate, amenajarea de zone verzi, căi de acces turistice, în general investiții legate de accesibilitatea la spații verzi. Dacă investiți într-un teren care este degradat și faceți un frumos parc, inclusiv aleile de acces către parcul respectiv sunt eligibile prin această prioritate. Prioritatea 4, care vizează mobilitatea urbană, este un apel tot așa similar cu ceea ce am avut în forul 14-20 pe 3-2 și 4-1. Aici avem o alocare de 277 de milioane de euro. Ca și solicitanți eligibili pe această prioritate ar fi municipiile reședință de județ, celelalte municipii și orașe și alte unități administrative teritoriale locale
dacă fac parte dintr-o zonă urbană funcțională sau din zonă metropolitană. Acțiunile pe această prioritate trebuie să vizeze mobilitatea urbană în vederea încurajării transportului public cu mijloace de transport nepoluante, în vederea încurajării altor mijloace de transport, cum ar fi biciclete și vehiculele motorizate. Scopul, obiectivul principal este de a descuraja utilizarea autovehiculelor personale. Și ăsta este, adică trebuie să înțelegeți că nu este o prioritate care vizează reabilitarea unor străzi, da? Pentru că obiectivul principal este cel de a pune un foarte mare accent pe modalitățile de deplasare verzi care nu poluează. Aici pot fi făcute investiții și în stații de încărcare electrice și în achiziție de mijloace de transport electrice și așa mai departe. Prioritatea 5 are o particularitate, pentru că în cadrul acestei priorități pot fi poate fi solicitată finanțare doar pentru proiecte care se află în lista de proiecte prioritizate din programul de dezvoltare regională, din PDR 2021-2027. În prezent, doar CJ-urile au proiecte în PDR, așa, lista aceea poate fi actualizată la solicitare. Deci, aici alocarea, având în vedere nevoile care sunt, din punct de vedere a investițiilor ce pot fi realizate, de exemplu, centuri ocolitoare, este clar că alocarea nu e suficientă pentru necesarul din regiune, dar măcar banii ăștia să-i utilizăm. Prioritatea 6 este o prioritate care se adresează tuturor autorităților publice, tuturor formelor de asociere, indiferent că sunt comune, municipii, orașe, reședințe de județ. Este prioritatea ce vizează educația, în care vom avea posibile investiții pentru toate tipurile de învățământ, preșcolar până la învățământ universitar, spre deosebire de AXA 10, care viza educația în programul operațional regional 2014-2020. Aici avem ca posibile și investiții pentru liceele teoretice. Este un element nou introdus, pentru că a existat foarte mare solicitare în acest sens. Și așa cum pe AXA 10 din BOR 14-20 au fost o extraordinar de mare cerere și s-au realizat multe investiții, dintre care unele chiar semnificative la nivel de comune, și așa suntem siguri că și de data aceasta o să avem o cerere mare. Investițiile care pot fi realizate în cadrul acestei priorități pleacă de la construcție, reabilitare, extindere, modernizare a unităților de învățământ, grădinițelor, liceelor, universităților și, bineînțeles, și activități de dotare ale acestor unități de învățământ. Prioritatea 7 este, așa cum vă spuneam, una cu foarte provocatoare, pentru că ea vizează doar proiecte, investiții care sunt integrate. De exemplu, cum îi face domnul director să spună, dacă în localitatea dumneavoastră există turnul, aveți un turn PISA și vreți să-l reabilitați, să-l consolidați, nu puteți să faceți doar această investiție, pentru că în jurul acelui turn trebuie să mai faceți, să mai creați și un parc, niște alei de acces, adică această prioritate vizează realizarea unor investiții complexe și care acoperă și parte de monumente, care sprijină și turismul, se fac investiții și pe căile de acces către, să spunem, dacă aveți în cer un monument. Această prioritate poate fi accesată de municipiile reședință de județ, dar și de celelalte municipii și orașe, în baza unei strategii, unei selecții de strategii. Un aspect pe care doresc să-l menționez este că în cadrul programului regional, așa cum a fost și în 2014-2020, municipiile reședință de județ au alocări prestabilite.
Pentru municipiile Reșeniță de Județ nu există, nu știu, nu vor fi apeluri competitive, pentru că fiecare municipiu are, municipiul Reșeniță de Județ are o sumă prealocată pe care trebuie să o împartă astfel încât să investească pe prioritățile pentru care există nevoie. Pentru celelalte municipii și orașe, dacă se doresc proiecte care sunt mai complexe și care s-ar încadra pe această prioritate de investiție, adică 7, va exista un apel de selecția strategiilor, ceea ce înseamnă că fiecare municipiu și oraș trebuie să întocmească o strategie de dezvoltare teritorială ca urmare a nevoilor ce sunt identificate în comunitatea respectivă. Va exista o listă de proiecte ce sunt vizate a fi finanțate, nu doar prin programul regional, ci și prin alte surse de finanțare. Acele proiecte vor trebui prioritizate, dar această prioritizare trebuie să se facă în baza unei metodologii de prioritizare. Practic, trebuie să gândiți un algoritm care să poată fi aplicat fiecărui proiect în lista dumneavoastră de proiecte și, ca urmare a aplicării acelui algoritm, va rezulta un top al celor mai importante proiecte de finanțat. Acest mecanism de realizare a strategiilor de dezvoltare teritorială, de prioritizare a proiectelor, este foarte bine descris în cadrul documentului cadru de implementare a dezvoltării urbane. Este un document pe care colegii de la Serviciul de Dezvoltare Urbană l-au transmis în luna iunie acestui an către toate municipiile și orașele. Îndemnul nostru este să îl parcurgeți cu atenție, pentru că aveți foarte multe îndrumări și recomandări care vă pot fi de folos în a înțelege mecanismul prin care funcționează apelul de selecție a strategiilor și care sunt pașii pe care dumneavoastră trebuie să îi urmați astfel încât să aveți niște strategii care să primească aviz de conformitate și niște proiecte care să poată fi finanțabile prin programul regional. Ultima prioritate de investiție este cea care vizează asistența tehnică. Spre deosebire de exercițiile anterioare, în care această prioritate de asistență tehnică era dedicată pentru autoritatea de management și pentru organismul intermediar sau cum instituțiile implicate în gestionarea programelor operaționale, de data aceasta, banii din această prioritate vor fi cumva împărțiți între ADR, care este autoritatea de management, și beneficiari sau potențial beneficiari. Din dorința de a avea o înțelegere comună pentru vis-a-vis de temele pe care le abordează programul regional, propunerea noastră a fost să ne instruim împreună. Pentru tocmai din această idee, și noi avem nevoie de creșterea capacității administrative, dar la fel de bine și solicitanții sau beneficiarii din regiune au nevoie de susținere din acest punct de vedere. Astfel încât, în cadrul fiecărei priorități de investiție, va exista o componentă pentru fiecare proiect în parte, care se adresează fix creșterii capacității administrative. Aici vorbim despre instruiri, cursuri, schimburi de experiență, împărtășirea de exemple de bună practică. Fiecare beneficiar, fiecare autoritate publică va putea să acceseze și bănuți pentru a-și pregăti echipele care scriu proiecte și implementează. Și noi, pe de altă parte, vom beneficia de acele instruiri. Alocarea totală a programului este de 1,75 miliarde de euro pentru regiunea Nord-Est. Este cea mai mare alocare dintre toate regiunile. Programele regionale însumează undeva la 11 miliarde de euro. Aici vorbim și despre bugetul din Fondul European pentru Dezvoltare Regională și pentru contribuția de la bugetul de stat. Aveți un tablou al împărțirii bănuților pe priorități de investiție, cu mențiunea că de-a lungul desfășurării programului vom mai putea face realocări în funcție de domeniile în care, să spunem, că există cerințe mai mari, dar totuși având mereu în vizor obiectivele de politică ale Comisiei Europene, care
ne impun anumite procente de investit pentru energie verde, protecția mediului și așa mai departe, adică astfel încât putem să luăm foarte mult din anumite domenii și să ducem către altele. Noi considerăm, v-am privit întotdeauna ca pe un partener al nostru și sperăm că așa ne priviți și dumneavoastră. Pentru noi rolul acesta de autoritate de management este unul foarte provocator și cu siguranță ne va pune să învârtim mult rotițele. Sperăm să vă avem alături. Și aici vreau să vă cer, să vă rog ca în perioadele de consultare să vă expuneți punctul de vedere, să ne trageți de mâneca acolo unde considerați că mai este loc de îmbunătățire și sper că viziunea noastră este și dezideratul nostru este unul comun și anume faptul că ne dorim o regiune care să fie un spațiu competitiv, durabil, rezilient și inclusiv, unde să ne facă plăcere să locuim, să investim și să învățăm. Acum, dacă dumneavoastră aveți întrebări, vă punem la dispoziție, ca și până acum, adresa noastră de e-mail, info@renordes.ro, este principalul contact de la Biroul Regional de Informare și când aveți solicitări, nu îndrăzniți să ne contactați. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult pentru prezentarea detaliată. Cu siguranță, pe măsură ce programul se va lansa și fiecare axă în parte va fi prezentată, veți avea mai multe și vom afla mai multe detalii. Dacă aveți întrebări sau dacă doriți să aveți vreo intervenție, vă rog, cu cea mai mare plăcere. Vă rog, vă rog. Aș vrea să mai fac eu un comentariu, să fie o informație. Pe site-ul nostru, inforegionordes.ro, avem publicată varianta programului, cea care este aprobată, dar acolo găsiți și o sinteză a programului. Dacă parcurgeți acea sinteză, veți vedea că puteți identifica activitățile ce pot fi finanțate pentru fiecare prioritate de investiții. Este un prim pas pentru dumneavoastră, astfel încât eventual să vă dezvoltați niște proiecte sau să vă adresați nouă pentru a afla mai multe detalii. Oricum, pe măsură ce noi înaintăm cu dezvoltarea pachetelor, de ghiduri sau cu alte documente care vizează apelurile de proiecte, pe inforegionordes.ro, la secțiunea dedicată programului regional 2021-2027, le puteți găsi. Le actualizăm în timp real și e bine să mai consultați din când în când. Mulțumim foarte mult. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați avut răbdarea să ne ascultați, să fiți prezenți pe parcursul acestei conferințe. Vă urez o zi bună și încă o dată vă reamintesc orice întrebare, nelămurire aveți, vă stăm la dispoziție. Dacă vă vom transmite și prezentările, orice întrebare legată aveți atât referitor la colegii de la ADR, cât și cei care au făcut prezentarea dimineață, vă putem ajuta. Mulțumesc mult și o zi bună!